Astăzi voi testa 100 de mituri legate de Minecraft. Mai pe scurt, le vom distruge miturile astea, dacă nu sunt adevărate. Și dacă sunt adevărate, vom zice, da bă frate, trebuie să încerci asta, Minecraft chiar o să te ajute. Bun, și dacă tu suntem aici lângă o bucată de clei, vom încerca probabil cel mai cunoscut mit de toată lumea din Minecraft. Adică dacă cauți mijlocul cleiului, atenție, am găsit mijlocul cleiului, m-am chinuit destul de mult să găsesc un clei cu mijloc. Și... Dați-o mie de like-uri în primele 24 de ore Te-am prins că n-ai dat like acum la început de video Dă-mă like, dă like și abonează-te Bun, dacă nu mergi 7 blocuri de la mijlocul cleiului Practic va trebui să găsiți diamante dacă sap Și avem un bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bun, ce ce începem să săpăm, fraților? Hai să săpăm să vedem dacă găsim ceva ne Mergem pe aceeași linie Bun, bun, bun Bă, Momentan am ajuns la, la Nu ce e asta mă Deep Slate Ok Suntem la Deep Slate Vine și apa peste noi Dar nu ne lăsăm pe păi, de mă Bam Am oprit apa mă Să nu mai vină apă după noi Și hai să vedem Mă găsim ceva aici Deci sunt foarte foarte curios Nici deci măcar nu știu la ce strat sunt Am ajuns la Bedrock Ok, hai să sapăm așa și în părți Că am mai văzut pe TikTok-uri pe astea Că practic să, să sapă în părți Așa și practic găsi diamantele Deci mitul ăsta este fake Efectiv nu am găsit niciun diamant pa, pa, mitule Din câte puteți vedea Noi nu putem sări sub nicio formă blocurile astea două Dar dacă punem aici foc Ci focul ne poate arunca peste două blocuri Și haideți să testăm Oule, 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 oule. stai, stai să iau apă, stai să iau apă că mă nec Bă, de ce că merge asta? Trebuie să fac cumva Că asta am văzut, practic e destul de legit Dar mă chin eu aici, nu, nu înțeleg care asta e ok, s-a dus focul Fiți atenți la asta Aoleu! Bă, 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 bă făcu, făcu! Mamă, o să moară, nu, deci practic și mitul ăsta este fake, dar nu știu cum, cum a reușit ăla să sară acolo un clip, că nu înțeleg. Nu, n-ai cum, deci efectiv n-ai cum să sari. Nu, nu te lasă, deci uite, nu te lasă să sari două blocuri, efectiv în Minecraft nu poți sări niciodată două blocuri, rămas cu jumătate de inimioare, deci life-ul ăsta este fake! Și că dacă arunci un trident cu loyalty, și ai inventarul plin, o să se întoarcă înapoi la tine și se va învârti în jurul capului tău. Bun, aruncăm asta, am luat inventarul, este plin și... Ce? What? Bă, chiar se învârte, uitați-vă, de deci ce am inventarul plin cu toate prostiile? N-au nicio treabă cu tridentul astea. Și uitați-vă cum rămâne tridentul ăsta. Efectiv mi s-a înfipt în cap, dar dacă aruncă o bucată de ceva, ok... Ah, gata, mai intrat și el în inventar. Deci life, deci life, doamne, de ce am rămas cu chestia asta cu life le Dați like pentru a nu mai spune life uri niciodată. Mitul asta este adevărat. Dacă vrei să ai un trident în jurul capului, poți face asta. E incredibil. Și ca dacă pui endrodurile exact așa, exact în felul ăsta, mamă, sper să nu mă Deci dacă pui endrodurile chiar așa, tu poți intra prin ele, dar mobii te pot ataca. Ia să vedem, băi, adevărat? Bă, deci nu cred, a făcut o cușcă anti mobi Efectiv, niciun mob nu poate să vină să mă atingă aici Dacă ies afară, ei mă atacă Unde sunt? Aoleu, aoleu, stai Am intrat înapoi, gata Sunt în siguranță Deci îți poți face o cușcă Practic poți să faci XP aici Că uite, a, aoleu, stai că mă atacă Deci mă pot ataca dacă sunt prea aproape de bări Dar nu pot intra după mine ce, ce este super șmecher Și chiar trebuie să încercați asta pe seria voastră de survival Următorul mit spune că nu poți să spargi cu TNT-ul Netherstar-ul Adică dacă TNT-ul bubuie lângă Netherstar netherstar va rămâne intact și diamantul sau orice alt obiect care este căzut lângă va dispărea Așa că hai să vedem, chiar am emoții, vreau să văd dacă Netherstar-ul rămâne Netherstar A dispărut, bă! Deci mitul ăsta este fake! Deci putem distruge... Apa nu! Uite-l! What? A rămas Nether Star-ul, sunteți la cap? Bă, stai că mai încerc o dată. Arunc mai multe Nether de astea, le dau foc și... Ia să vedem unde să duc, unde să duc. Le aruncă, Uite, bă, că le aruncat un pic, dar ele nu s-au distrus. Deci, like, mitul ăsta este adevărat. Și dați like dacă ați încercat asta vreodată sau dacă o să vă ajute vreodată în viața asta sau chiar dacă nu o să vă ajute, tot trebuie să dați like. Ci că Iron Golemii nu au iau Falling Damage când s dau și ei de pământ de la o înălțime foarte mare Așa că haideți să testăm lucrul acesta pentru că sunt foarte, foarte curios Stai că trebuie să punem aici Bă, nu știu dacă am făcut eu cel mai bine Dar s-a sumurat Iron Golemul și îl aruncam și... Și... A plutit efectiv nu... Nu cred așa ceva Trebuie să mai încercăm o dată asta Deci trebuie să mai fac asta o dată pentru că... Uitați-vă și... Da, aia, bă, drumul jos Ia, da, bă, nu și-a folnit damage, deci mitul ăsta este adevărat. în nu poți să-i mor dacă arunci de la o munțime foarte, foarte, foarte mare. Următorul mit spune că tu poți dormi sub lava fără să-ți iei nici un pic de damage, așa că o să ne punem pe uh, survival, frumos, ca băieții. Punem aici în desa și te nici măcar nu avem viața full. Dăm tie set night și hai să vedem, bă, dacă ne luăm damage, dacă dormim în pat. O să... Pot să dorm în pat fără să-mi o damage și sunt sub lava. Aolea! N-a mai spus nimeni că te spawnează uh, imediat lângă lavă, adică în lavă și o să mori după ce te trezești, asta n-a mai zis nimeni, dar practic poți încerca să dormi sub lavă, poți face o farță unui prieten de al tău să-i zici, bă uite frate, pe o serie de survival, tu poți dormi sub lavă fără să-ți iei și când se trezește, bam, și-a luat bucata. Următorul mi ne spune că putem colora sign-ul Poate foarte mulți dintre voi știați asta Dar poate unii nu știați așa că o să vă arăt eu acum Treaba asta în felul următor Aici scrii frumos un sign Ai dat like, n-ai dat like, nu înțeleg dacă ai dat sau n-ai dat like Și uite, poți să baci bam, culoare Bam, roz, verde, ce culoare vrei tu Și uite, poți să pui și ink sec de asta Să fie așa conturat frumos Bă, like-ul mă, că dacă l-ai dat, l-ai dat bine dacă pui un burete ud în nether și uitați aici este wet sponge, adică atenție, se va usca instant. Ceea ce era de așteptat, adică de ce să vă mint. Dar, și că dacă, bă, stai mă așa, bă, că m-am blocat aici, era să rămân blocat în nether pe viața, Atât am văzut și era și pe creative, atenție, atât de paletin sunt. Dar dacă facem în felul următor, luăm un furnal, bam, 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 și dacă punem un furnal aici, și o găleată o găleată goală putem face rost de apă dintr-un sponge de asta. ia să vedem bă, putem să facem roz de apă sau nu? opa nu putem să facem rost de apă ceea ce înseamnă că life cu ăsta e fake? mitul ăsta e fake? De asta un pic, facem altfel, facem cu sponge normal nu facem cu sponge-ud, să vedem dacă funcționează, deci cu asta ud nu merge nu merge nici cu asta uscat Deci nu poți face apă dintr-un sponge ud Și nici măcar dintr-un uscat Așa că cam nasolică miturile astea două cu spongiuri fake-uri fake, -uri, fake, -uri, fake -uri mari Eu tocmai acum am realizat că am fost spawnat într-un alt portal pe care nu l-am făcut eu Eu am făcut portalul ăla de acolo, se vede în față Și am fost spawnat în portalul ăsta pe care nu l-am făcut eu și... Lumea asta abia am creat-o Am înnebunit S-ar putea să fiu bântuit de Hero Brian pe Minecraft? Ok. Uite aici sign bă. aici am fost eu și practic am fost paunat acolo la alt portal. Aoleo. Și că portalul de end poate... Uite o vulpe. Am fost o vulpe. E nebună vulpe. Am vrea să ducă nedare. Și că portalul ăsta de end poate să distrugă bedrock -ul. Hai să vedem dacă distruge bedrock sau nu. Opa, asta că am pus bedrock -ul. Bedrock a dispărut de pe fața pământului, este nebun la cap. Ok, la asta nu așteptam și acum pot să arunc Bedrock în end și să facem end-ul invincibil. Oricum e ca invincibil pentru mine, dar cam așa vine treaba asta. Și că nu-ți poți lua falling damage dacă te reconectezi pe server, pe lumea ta de Minecraft Gen, dacă ieși de pe, de lume și intri înapoi, înțelegi? Deci ne pune chiar acum uh, Game mod survival Și acum suntem în cădere, cădere, în cădere Ah n-am apucat să ies, nu cred Mai încercăm o dată, mai încercăm o dată dă spawn Game mode. ai că am scris Bun, ne ducem sus, 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 sus Și trebuie să ieșim repede de pe lumea noastră de Minecraft Gen, să avem timp să ieșim repede de pe lumea de Minecraft Și să intrăm iar când suntem acolo aproape Să nu mai murim, gen Că uite, dacă cazi de undeva de pe o munte sau ceva Pot să, pot să mori și să pierzi toate aritmele și level și tot Și nimeni vrea să întâmple asta uh, Bun, ne-am pus pe survival Și când suntem jos, am ieșit Deci am ieșit, dar cred că am ieșit cam de vreme Cred că am ieșit cam de vreme și acum încercăm să intrăm iar Haideți să vedem dacă nu mai ieșim o dată, nu știu, încercăm repede, repede să facem chestia asta. Hai, mă încarcă-te, mă încarcă -te. Așa, 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 așa. Sper să nu mor doar. Pă, m-a dat mai de jos, este că mai încerc o dată. Bun, deci trebuie să ai timingul perfect la chestia asta, așa că facem game mode, uh, survival, survival, bun. Stăm așa și am ieșit, am ieșit când eram foarte aproape să papa. Pa. Deci papa, pa, diamante, papa, pa, armură, parpat, tot din tot ce mai aveam pe mine Pentru că efectiv muream Dar acum va trebui să nu mor Și nu, nu apăs pe nimic O să stau cu mâinile așa sus Și să vedem, sper să nu mor Sper să să meargă mitul ăsta Pentru că, nu știu, am, am avut prea multe mituri fake În videoclipul ăsta și nu vreau Să avem mituri fake Am murit, bă M-a spawnat direct jos și că ești mort, ești șpa, șpa, gata Diamante, gata, armură, gata, level Gata, tot, mit fake, bă, mare fake mitul ăsta, să nu încercați asta niciodată, dar să nu cădeți niciodată de, de sus de la înălțimea mare pentru că sunteți și pașpa. Ce Și că blazurile pot să aprindă un campfire. Am stins acum un campfire, am pus un blaze acolo și hai să vedem dacă uh, ne va ataca blaze-ul ăsta, dacă vom putea face rost de foc în campfire-ul ăsta. Bă, aparent nu prea funcționează. O să-l mai lăsăm să tragă o dată, poate totuși o să ia foc. Hai, mă tragi după mine! Nu cred! Nu cred! What? A dat foc la campfire, deci Blaze-ul chiar poate da foc la campfire. Nu știu dacă vă ajută cu ceva chestia asta în viața voastră pe Minecraft, dar aparent funcționează și e bine de știut că un Blaze poate da foc la un campfire. Big like, mit adevărat, bă. Un alt mit spune că nu puteți face Wither-ul wither în End, așa că hai să vedem dacă putem să sumonăm wither în end Opa, asta că l-am pus, pus greșit Bă, am emoții, sincer, că nu știu cum se fac Am mers să punem Wither-ul în end Efectiv, wither va, fost, va fi distrus Și am o idee Vreau să punem dragonul Să se bată cu, cu Wither-ul Mamă, deci asta n a mai fost niciodată, vă zic Eu deja bate Endermeni. hai să vedem dacă bate și dragonul Chiar acum am activat modul În care mobii se atacă și hai să vedem Wither-ul Unde e Wither-ul, a dispărut uiderul. A, bă, nu, e, e pe aici, pe în zonă. Stai. Unde e nebunul? Deci, practic, dragonul este atacat de, de endermen, What? Bun, asta nu mai așteptam să se întâmple. Mai punem un uider, mai punem un uider. Pentru că, practic, nu-l nu văd pe să, aici să, să, să atace dragonul. Și vreau să atace dragonul. A, uite-l acolo pe Wither, Să atacă cu Endermeni dar vreau să-l văd bătându-se cu dragonul, bă. De ce nu se bate cu dragonul? Să-i sparg astea. Bă, chiar vreau să văd lupta asta Deci, episodul ăsta a degenerat, sincer Creăm un mit Acum spune că dragonul nu poate bate uiderul Hai să vedem dacă poate bate Un weider să bate acolo Dar niciunul din uideri, dar nici dragonul Nu au damage luat sau ceva Ceea ce e un pic de tristuț Nu știu ce să zic, deci practic nu se pot bate Ăștia doi sau ce se întâmplă Că nu pot să-mi dau seama Vreau să sparg absolut toate chestiile astea și dragonul nu și-a damage wither nu pare să-și ia damage uh, Au dispărut doar endermenii Așa că Da, nu prea, nu prea funcționează Endermenii și cam iau bătaie Dragonul nu atacă Wither-ul, nici wither Dragonul, deci e șpa, șpa, Mai există un mit care spune bine asta, asta nu cred, dar după ce am văzut la o video că a făcut și el un episod de genul a, a reușit să găsească o dimensiune secretă. Deci, practic, dacă punem aici și facem un portal de end, un alt portal de end, putem găsi altă dimensiune secretă. Uite, ou de dragon nu avem nevoie de el. Deci putem găsi o altă dimensiune secretă, neștiută de nimeni. În Minecraft Haideți să vedem dacă chiar funcționează Deci trebuie să facem exact aici înainte să terminăm jocul Deci practic am bătut dragonul Și acum trebuie să mai facem un portal. Hai să vedem dacă funcționează. O să punem astea. Bă, oare o să mergem să facem încă un portal? Nu merge să facem un portal în portal? Ce? Bă, noi fi pus eu astea bine, mă? Bă, nu, aparent n-am pus astea bine. Stați așa. Că e problema Bă! Da, mi-a dat... Sfârșitul lumii, ok, building terrain Și unde ne da? În dimensiunea nouă sau sal? Mamă ce am crezut că sunt altă dimensiune că era noapte afară Deci practic și, și, mitul ăsta este fake O să mai intrăm o dată în portal să mai testăm o dată Să vedem cum arată și portalul uh, de end în end Pentru că da sunt curios de lucrul ăsta Să-l vedem, să-l vedem aici Ia uite -l. și Da practic uh, sunt două portale Dacă mă bag iar aici Nu no. Da deci uh, și mitul ăsta este fake Da uite ăsta încă dă foc aici la, la campfire Ceea ce e incredibil Următorul mi spune că Poți să faci din fensuri de astea, gen, uh, poți să pui fensuri diferite ca să faci un fel de grădină pentru mobi, un fel de cușcă pentru mobi tăi, pentru animalele tale, pentru ferma ta, mai bine zis. O poți face în felul ăsta și da, asta funcționează, dar hai să vedem, uite, gen, faza e în felul următor, că nici nu mai știu să explic, e foarte târziu, e unul noaptea și sunt mor de oboseală. Deci treaba e în felul următor, tu poți intra aici fără nicio problemă, dar mobii nu pot ieși și hai să vedem dacă poate să iasă vaca asta. Bă, nu poate ieși ne nebun! Deci tu poți intra aici, poți mulge vaca, îi poți da mâncare, poți să mulțești vacile. Uite, de, de exemplu, uite, o să mulțim niște vaci. Aoleo, ăsta dacă se bat mobi întreia am uitat. Nu mai contează. Deci poți mulți vacile astea două, bam, bam. Dar... Ele nu pot ieși afară, dar se prindă că iese puiul, mă, că e mai mic. Uite, mă, puiul iese, Deci puiul, practic, poate ieși din, uh, uh, din... cușcă, dar vacile mature nu pot ieși, deci nu le puteți mulți sau le puteți mulți, dar uh, să scape puii sau nu știu să se întâmple ceva cu puii aia, să nu rămână aici blocați pentru că practic nu vor rămâne niciodată blocați aici. Poți folosi acest nufăr pentru a face o cameră secretă și vă arăt imediat cum te pui aici pe el și aștepți până când va reveni la normal. Gen, trebuie să așteptăm un pic. Ok. Ok. N-a revenit la normal, dar porcul asta mă tot atacă. A intrat porcul acolo, nu cred. Bun, o să facem asta pe pentru că porcul ăsta efectiv nu vrea să mă lase în pace. Am fost, tocmai am fost bătut de, de un porc. nu e nimic dubios în asta, de ce să vă mint. Hai să vedem, uite aici, uite aici unde e porcul. Bun. Punem înapoi... Nu fără Și acolo e o cameră secretă Ok, hai să vedem dacă putem să ne băgăm Cumva sub ăsta Hai mă, hai Trebuie să meargă mă Trebuie să meargă mă N-are cum să nu meargă E imposibil Hai, te rog, te rog, te rog Mergi, mergi, mergi bagă -te aici Nu merge mă deci, mitul ăsta este fake, nu poți face o cameră secretă cu ajutorul unui nufer, pentru că... A, ba, da! What? Am fost băgat în pământ! Ce? Mamă, ești nebun la cap Deci practic am reușit să mă bag sub pământ cu el Deci îl puteți folosi cumva Pentru a face o cameră secretă Băi, un pic incredibil ce se întâmplă aici De ce să vă mi stai să mă încerc o dată Dar intru am greu aici, nu știu ce să zic Hai hai, hai, hai Bagă Încă puțin, încă puțin Hai că sunt, sunt, pe cale să reușesc să intru în camera secretă Hai nu no. Nu, no, nu, no, deci nu mă pune suficient de jos Deci pot să zic că practic e cât de cât real Dar nu știu să-l folosesc sau nu știu care e faza Dar nu știu ce să zic Îi dau, uh, îi dau jumate de punct cam așa M-am pus aici mai sus pentru că nu vreau să mă mai atace din nou mobi și ci că poți să te cațeri în continuu dacă ai o găleată cu bulgare. Și hai să vedem dacă reușim să facem asta. Ok. Nu. nu pare să funcționeze Deci practic eu ar trebui să iau bulgarele asta Să-l pun aici, să sar pe el și să pun în continuu, în continuu, în continuu bulgari. Uh, sau îmi trebuie două, măi, asta e așa uh, Stai că mai încerc să iau unul Ok, moment de față avem doi și hai să vedem dacă merge Deci primul trebuie să-l punem aici Și dupa Nu merge, bă Nu merge deci, practic, și mitul asta este fake pentru că nu putem și o să murim înghețați, în îngheță creierul în momentul ăsta. Ce părere aveți despre faptul că mi-e mingheață creierul și nu reușesc să fac mitul ăsta să fie real? Nu, deci practic nu e real. Sau este, mă, dacă îl pun așa. Nu. Nu, nu funcționează, efectiv, nu mă pot cățăra în continuu. Deci e fake, bă, bă, nu știu cum reușesc, mă, știu să facă chestiile alea că mie nu mi ies, bă. Deci miturile astea sunt fake rău de top. Bă, bune vă zic. Și ultimul life, life hack mit, mă, ultimul mit pe care îl testăm astăzi este Faptul că un creeper poate deveni mai prietenos dacă îi arunci uh, niște TNT-uri. Și haideți să vedem. Ne punem pe uh, survival și vrea să explodă. Nu, nu explodează. explodat, te rog eu frumos. Nu explodează. explodat. Ia niște TNT-uri. Nu, nu, nu. Nu a explodat. Poate i-au plăcut TNT-urile, bă. Aaaa! Nu, ia tnt -ul! Deci, practic, uh, e fake pentru că nu ar fi trebuit să explodeze. Și îi dăm drumul la treaba barbașanilor, abonați-vă să facem un miliard de abonați ci, bă, fiți atenți la treaba asta. Deci și că ardă, nu, când dă cu Sonic Boom, adică când vrea să te facă pe tine praful de pe tobă, nu bagă în seamă armura Adică tu poți să ai cea mai blană armură Că el toată aceeași damage o să ți-l dea Așa că ne punem chiar în momentul ăsta pe survival Și hai să vedem dacă ne atacă și dacă ne dă cu Sonic Boom Hai barbașan, eu pe cum a făcut în tuneric și nebunie pe chat Să vedem cât damage ne dă așa, fără armură Nu am armură pe mine absolut deloc Și să vedem cât damage o să ne dea cu armură de netherite pe noi Barbașane, mă și pe mine sau salată? Mă, bă! fiți atenți că mi-a dat hit Mi-a dat hit și mi-a luat Trei inimioare jumate, ok? Ok, mi-a luat trei inimioare jumate Hai să... să... ne dăm noi înapoi pe creative Deci mi-a luat trei inimioare jumate Adică din două hituri în total uh, 7 inimioare Bun uh, bă, sper, sper să fie citit bine, nu? Da, ne-au rămas 3, deci din 2 hituri ne-au luat 7 inimioare, practic 2 inimioare jumate din. Uh, din uh, 3 inimiare inimioare jumate, pardon, dintr-un hit. Ok, acum o să punem armura pe noi, ne dăm pe survival și băgăm toată armurica și așteptăm să ne atace bărbașa noastră. Uitați, la mine sunt full armură, s-a făcut un tuneric, e clar că mă va ataca. Deci, trei inimioare jumate, uh, fără armură. Dați like dacă credeți că mitul ăsta este adevărat. Deci, practic, nu poți să te protejezi din niciun fel față de Warden. Hai, bărbașa, ne te rog frumos. Fă ceva! Opa! Opa! Bă! La fel, de deci același damage mi-a dat și fiți atenți Bam, și acum încerc să fug Încerc să fug să vedem, să mi se încarce viața și rămân trei inimioare Dacă rămân tot trei inimioare este clar că warden nu poate fi Da bă, mi au rămas trei inimioare Deci tot trei inimioare jumate dă da? Deci mitul acesta este adevărat Nu vă puteți apăra în fața dubiosului ăla de acolo Următorul mit spune că dacă avem scut, nu ne putem apăra de Sonic bă! Hai să vedem că practic primul mit cu Sonic bum a fost adevărat și hai să vedem dacă și cel de al doilea este adevărat. O să stăm aici cu cu acest, uh, uitați-vă la mine cum stau, stai bă așa că poate mă atacă ăsta, stau cu scutul ridicat și aștept să mă atace barbașanu. Nu uitați să dați un like, credeți-mă, dați like că mă ajută foarte mult să fac videoclipuri mult mai interesante și mult mai tari. N-am dormit aproape deloc, am căutat miturile astea și vreau să le distrugem, să vedem dacă sunt adevărate sau false. Ok, să că trebuie să facem un pică gălăgie, cred că nu ne aude. Hai barbașane, te miști și tu sau ce facem? Opa, opa, ia, ia. Și? Bă, practic, nu ne face nimic, mă. Deci e adevărat, adică mitul ăsta e fals, gen, scutul chiar te apără și... Da, hai că te apără, mai încercăm o dată, mai încercăm o dată, bun... Nu, no, nu te apără scutul sub nicio formă Exact același damage îl primești și cu scut Și cu armură și cu orice Deci practic nu te poți apăra de warden Sub nicio formă M-am ascuns aici în pădure că practic mi-a luat mai mult damage De data asta am înțeles și că există un baie nou secret și este un village în junglă. Eu n-am văzut niciodată un village în junglă și ci că îl putem găsi comanda locate. Hai să vedem, locate, uh, Bayam uh, jungle, vi Hai că... Hai că există ba hai că există Jungle Village dacă e Structure Ia să vedem dacă merge cu Structure Jungle Jungle Pyramid Și portalul ruinat din junglă Deci nu există, dar și că, Dacă toți suntem aici aproape de junglă Dăm un time set de repede să vedem care e treaba pe aici În junglă se spawnează Villageri de junglă, gen, care arată ca în junglă, jungla, unde suntem aici? Ia să vedem, bă! Deci treaba e felul următor, luăm un villager, dați un like și hai să vedem la ultimul episod cu mituri, am strâns peste 5.000 de like-uri și hai să vedem dacă putem strânge și la la fel, bui da drumul la treabă și... Bă, ne bun chiar este un villager de junglă! băi, deci la asta nu mă știu nici dacă, dacă ai putea spawna sau nu știu, să aduce aici villagerul în junglă îl, îl poți face? Villager de junglă? Ok, și cam toți sunt așa și hai să spălăm undeva unde nu este jungla. Ia să găsesc eu un loc, uite, aici, efectiv aici lângă S-ar putea să nu fie junglă Și hai să vedem Un villager normal, ok, și aici în junglă Villager de junglă! Mitul este adevărat Următorul mi ține tot de de villageri Pentru că în mlaștina aici, deci mlaștine și în jungle se întâmplă ceva cu villagerii, nu știu care e faza, ci că în mlaștină, dacă spawnezi un villager, va fi un villager de mlaștină. Nu cred. Bă, de deci ce e imposibil, uite-te la el cum arată. Și dacă vine aici unde nu e mlaștină, de deci ce e mlaștină, da? Bun, aici e mlaștină, aici nu e mlaștină. Ba nu, aici nu e mlaștină. Ce mă, și aici e mla... Stai mă, cum arată villagerii ăștia? Băi, așa ar trebui să arate bădare și trade-uri diferite sau nu are trade-uri? Deci, în partea asta se spaunează villagerii așa Și în partea asta se spaunează așa Nu vi se pare un pic ciudat? De ce se spaunează villageri de mlaștină și de junglă în jocul ăsta dacă nu există village în junglă? Sau dacă ar exista, ar trebui locate uh, structure uh, cum zicem? Paule, am uitat, bă uh, Village uh, Desert, ok Ce mă, Vileș Taiga? Dar nu, nu pot să... ce-i Varis Taiga asta? Nu pot să mă duc la el! Sa Vana, ia! să va Savana va nu ia aproape, deci cred că de-aia nu mi-l găsește. Opa, asta stai că mi-a găsit! Varis Taiga? Ia, bă! Unde mă! Unde e, ma Taiga asta? Ce-i asta? Nu, no, n-am văzut niciodată. Dacă voi ați văzut, să-mi spune și bine. Am rămas blocat. Ok. Ok! Am găsit un bug sau ceva? În Minecraft-ul ăsta nou? A, nu mă, e, e un village normal, dar uitați-vă, sunt villageri normal gen Nu sunt villager de junglă, nu sunt niciun fel de villager ciudat sau ceva de genul Deci, mitul ăsta este adevărat, puteți spauna Bine, puteți mulți mai bine zis villageri Să-i faceți villageri de junglă și de mlaștine, bă, ceea ce e incredibil Veți avea villageri voștri practic personalizați Următorul mi spune că există o comandă secretă pe care cei de la Minecraft n-au făcut-o făcut, -o, -au făcut -o publică Bă, nu știu dacă au făcut-o sau nu publică Nu am căutat, nu m-am informat Dar eu vă zic ce am găsit pe, pe internet Pentru că am găsit așa niște live uri de astea life uri mituri Pentru că chiar sunt mituri De astea care cică sunt unele fake, unele adevărate Și că asta ar fi fake Dar hai să vedem Deci place Există comanda place în Minecraft Dacă a existat asta vreodată scrieți-mi în comentarii Pentru că eu habar aveam și putem pune structuri Și vreau să punem ancient city Să vedem dacă ne spawnează Ancient city Și că s-a generat o structură Un ancient city La 304 Ia să ne dăm un tp Tp uh, 3045 70... 100 Minus 355 Și că aici s-a spawnat structura noastră Hai Că s-a spawnat, dacă e bună să mai încercăm o dată Dar trebuie să încercăm undeva Bă, nu, nu, chiar aici să încerc Sau să încerc cu alt obiect Ia să vedem, uite, exact aici vreau să încerc Cu același obiect, să vedem dacă merge Ce că nu not loaded. Ok, deci nu merge Ia, ce că iar s-a spawnat structura? Ia să vedem. Deci ce că se spawnează structura, dar nu e vizibilă. Nu înțeleg de ce se întâmplă asta, dar vom încerca să punem altceva. nu știu, place structure iglu. S-a pus un iglu! What? Stai că mai... Mai pun unul. Ce mă? Bă, și ăla mi-a zis că este la coordonata 70 și ceva. Asta e dus la 100. Dacă s Game mod spectator. Dacă s-a spaunat sub pământ, mă. Structura. Nu. No. Deci mitul este fake. Nu s-a spaunat sub pământ structura. Uh, dar. Bine, Ancient city nu s-a spawnat Pentru că igluul practic s-a spawnat Și vreau să mai încercăm să punem în ceva. Ceva ce în mod normal tu nu ai construit pentru că ți ar fi lene. Uh, place uh, structure. Uh, ia să vedem. En uh, City nu. Uh, MineShaft, Mesa, Monument. Ia monumentul. Nu pot să pun. Nu pot să pun monumentul aici? Nu merge să pun monumentul aici, dar oare pot să-l pun în apă, mă? Hmm. Ok, sunt în apă și încerc să spunez monumentul. Nu merge, mă. Nu merge. Deci nu merg toate structurile. Oare e buguită comanda? Ori nu ar fi trebuit să aflăm niciodată de ea Poate cu comanda asta pune ce din Minecraft Chestiile, nu știu Făcea aici un sat Ba, am gata, am făcut satul, frate Că-s bun, eu construiesc repede Da, de unde că iau comenzi pentru structuri Dar nu mai contează asta Contează că practic merge Dar momentan nu știm noi să o folosim Cred că dacă aș învăța să folosesc asta ar fi uh, Ar fi tare Zic și eu doar așa uh, Mai încerc să pun ceva și gata Deci uh, o să vreau să punem Un portal ruinat, mă Ia unde e un portal ruinat? Nu este niciun portal ruinat, ceea ce înseamnă că este aproape fake, am mers numai cu iglu, nu știu de ce, cred că trebuie să fim baiam respectiv sau ceva, altfel nu pot să-mi explic. Ci că sticlele de XP pot distruge Warden-ul. Faci rost de așa ceva în Minecraft Survival și l-ai distrus pe băiat. Ia să vă ne punem pe survival, pentru că Așa trebuie să testăm life Că asta nu prea HP, dar hai să vedem dacă moare Bă, nu prea și-a damage, mă Nu prea și -a damage, pare... Nu, levelul vine la mine, nu și el level Dar hai să vedem dacă ne omoară sau dacă ne dă noi primii damage sau ceva de genul Nu știu care e faza cu ardul ăsta, dar e cam nebun Bă, nebunule, stai un pic, bă, așa să-ți explic Bă, nu merge Deci damage nu șia. Uh, hai să ne punem pe creativ, să vedem dacă și -a damage -a așa nu, no, deci practic nu poți ataca warden cu, cu sticle de astea cu experiență Nu știu de ce am testat asta, dar bă, mai știi cum e minecraft ăsta? Păi uite-te, uite-te un pic la săteanul ăsta de junglă Uite-te un pic la și spune-mi tu mie, ai încredere în toate miturile din Minecraft Eu nu, dar trebuie să le testeze cineva Așa că de asta sunt aici barbașane Eu și nu stai să dăm cu, cu, cu de asta nil, să vedem Bun, bă, următor live este tot cu Warden Și hai să vedem dacă putem să-l omorâm, bă Să-l omorâm mai repede ci că nu este rezistent la foc, dar în Soul Fire își va lua damage. Bun, bă, focul ăsta s-a stins aici, doar ce am dat foc aici și s-a stins, nu înțeleg de ce, dar Spawnăm un Warden aici în focul ăsta și nu și-a niciun pic de damage În lavă nu și-a niciun pic de damage Dar aici că ar trebui să-și damage Hai să vedem Nu, nu și-a damage Deci warden nu este rezistent la foc Bă, și chiar în clipul ăla aș lua damage Adică, what? De ce? Cum a făcut? De ce Warden-ul ăsta aș lua damage? Bă, să bat în trei, Nu crema că să bat că ei sunt prieteni Cică blocul de mud de nămol, de deci ce-o fie acolo, poate să stingă focul. Dacă ai la foc, poți să uh, supraviețuiești dacă te pui blocul ăla. Am luat foc acum. Bă, stai mă, că mi s-a dus focul. Ok? Nu merge, bă. Bă, nu funcționează, bă, o să mori de să nu încerci asta niciodată pentru că o să mori, bă. Ok, și hai să încercăm și cu foc de stalbastru că poate, poate cu asta merge. Am luat foc. Nu. No. Nu, no. deci dacă iei foc, nu poți decât să te arunci în apă Pentru că doar așa poți scăpa Eu, Uite aici, fâș, gata, m-am băgat în apă, pentru că blocul ăsta de mod nu te poate ajuta deloc. Dar vreau să mai încerc eu dată să pun blocul ăsta de mod, bam, să-l pun aproape de apă, că poate cumva se udă, uite, exact aici, la colțul apei vreau să-l pun, bam, și să vedem dacă ne va ajuta. Prima dată trebuie să ne și omorăm, pentru că nu mai avem HP și o să murim până acolo. Și, hai să vedem, ne băgăm în foc si hai că am luat foc dacă e, bun, m-am băgat în foc și acum... Nu merge, Nu, no, deci mitul ăsta este fals. Că puțiunile astea de harming cu instant damage, deci atenție, instant damage, abonați-vă și dați like. Bun, deci poțiunile de harming ignoră armura, ok? Hai să vedem, gen, o să beau o poțiune, bun, și am primit damage 3 inimioare și mi-a crescut una înapoi, ok? Bun, așteptăm să ni se, să ni se încarce uh, viața și încercăm și cu armura pe noi. Hai să punem armura între timp, bam, bam, am pus armura pe mine, o am chiar aici și hai să vedem dacă ne dă același damage. Bem poțiunea și da tot 3 inimioare, dar vreau să testăm acum și cu poțiune de splash. Pentru că, practic, tu nu o să bei o poțiune de instant damage, nu? Am viața plină, am dat armura jos și hai să vedem. Bam! Deci 2 inimioare jumate. Ok, poțiune de splash îți dă 2 inimioare jumate. Uh, punem armura și... bam, mai mult sau ce?! Stai, cred că prima dată n-am aruncat eu poțiunea bine sau ce? Ia, creative, bă, stai așa că nu e bine cu armură, eu mai mult demi sau ce? Harming, bam, instant damage 2, ok, poate mi-am dat instant damage 2 și nu mi-am dat eu seama Game mod survival, uh, deci am, uh, am una, două, trei, patru, cinci, șase inimioare Cu armura, două inimioare jumate, ok, și fără armură, bam, da, tot doi inime jumate. Deci, uh, îți iei același damage de la Harming Potion dacă îți dă cineva cu Instant Damage, vei lua același uh, damage dacă ai sau nu ai armură. Bă, e destul de trist, tu, sincer, că armura practic e nefolositoare în acest caz. Următorul mi mit spune că warden nu rezistă la frig, așa că îl vom băga aici în zăpadă. Asta nebună, mă, nu mai pot să ies mânghiet și eu. Bun, și hai să vedem dacă acesta va începe să moară și dacă își va lua damage în condițiile în care este băgat în zăpadă. Începe să moară, uitați-vă la el și a damage, e frig Tremură de frig, ești nebun Mamă, dați like pentru că puteți fugi de Warden așa Dacă vă fugărește Warden, nu Puteți fugi într-un baie de gheață Sau puteți lua niște uh, bulgări de de la voi Și uite, băgați wardenul în bulgări Îl blocați undeva și... Și pașpa acesta va muri și nu va mai putea ataca niciodată. Păi, să vedem, poate ieși din asta dacă îi spargem noi situația. Da, uite, poate ieși și poate fugi din, uh, din cușcă. Deci dacă îl băgați într-o groapă și îi puneți zăpada acolo, acesta va muri. Văd că intră... Oardă nu în noată. nu merge pe apă. Ok, pot spune că ăsta e al treilea mit pentru că habar n-aveam că un warden poate merge pe apă. Uitați-vă la warden ăștia acum în noată. Nu, nu, poate să stea... De, de sub sau ce? Nu mai deci Warden nu plutește, uitați-vă la el, în noată, ca, ca un înotător profesionist. A luat aurul la not warden -ul. Ok, asta e incredibil asta, nu mă așteptam de deci, ce asta a fost al treilea mit și revenim cu al patrulea. Următorul mi spune că poți sări două blocuri dacă faci asta. Hai să încercăm. Deci, punem două blocuri aici ca să avem gen, peste ce să sărim și în mod normal noi nu putem sări peste asta, ok? Bun. Punem soul sand aici Uh, vom pune fensuri exact în felul ăsta Și apă aici Ok Și va trebui să iasă uh, Vor trebui niște bure să iasă de aici Ok Burele aici, ne dăm pe survival Și dacă să din colț de aici uh, practic va trebui să Să putem Asta uh, nu mai pun bun uh, Va trebui să putem sări până sus uh, Da, nu știu care e faza Cred că Ok, a sărit direct sus Bun Ia, Bun, deci mitul ăsta funcționează pentru că practic mă propulsează cumva și eu ajung sus, dar haideți să, să testăm, să ducem totul la extrem, ok? Hai să încercăm să sărim trei blocuri. Bă, deci dacă pot să sar trei blocuri în înălțime acum, înebunesc, adică avem blocul 1, 2 și 3. Ok, 3, 2, 1, am sărit! Ok, la trei blocuri e un pic în greu, dar nu cred că e imposibil. No, no, trei blocuri nu putem sări, dar este bine de știu că putem sări măcar două blocuri, deci vă puteți face, uh, uh, dacă aveți vreun speedrun de făcut sau ceva, gen speedrunner o uh, 100 de prieteni, uh, puteți veni să aveți o chestie, să vă pregătiți de repede de bam, bam, bam și hăți uh, după să spargeți, să stupați totul pe aici, bam și gata, ei să nu mai poată sări și da, bine, cred că nu va, va ajuta mult asta în viață, dar bă, e bine de știu că putem sări două blocuri în Minecraft. Pentru următorul life hack, am făcut uh, life mit. Am făcut noapte și cică, dacă avem un zombie aici și punem foc, a, că am pus foc. Bun, hai mergem, mergem mai departe. Uh, dacă uh, punem uh, vreau să blochez mobul. Stați un pic, îl pot bloca aici să nu poată ieși. Ok? Bun, să se poată duce măcar un pic în spate, dar să nu poată să nu poată ieși. Bun, vom pune un zombie aici și aici vom pune foc. Și dacă lovim zombiul prin foc, acesta va lua foc, hai să vedem Bun, nu contează dacă sunteți sau nu pe creative Bă, pleacă bă de aici, că tu ai intrat singur în foc, ești nebun Ok, acum n-a luat foc, bun? Nu, no. deci mitul ăsta este fals Lovesc uh, zombiul prin foc, dar nu, uh, nu... Nu, poate lua foc gen, adică nu-mi dă fire aspect pe sabie sau ceva de genul Fals Următorul mi spune că dacă avem niște zombi în față sau orice alți mobi Și tragem cu săgeata pe sub coldronul ăsta plin cu lavă <coughs> vom putea da foc la orice mob, ok? Săgeata va pleca cu foc. Ok, săgeata văd că ia foc, dar nu prea pot eu să... este să dacă mă pun așa, nu e prea mult. Deci va trebui să trag pe... pe, sub. Bun, văd că poate trece. Hai să... Hai să punem mai mulți mobi aici, că poate totuși nu ar să plece toți deodată. Bun, și noi stăm aici și tragem după ei, ia să vedem. Pe de, de sub, ok? Nu, nu, nu pot să trag pe de, de sub. Nu, cred, nu sunt, în... nu sunt în, stare să trag pe de, de sub. Mai încercăm, mai încercăm, băi, pui de zombi, lasă-mă în pace Bun, deci exact prin spațiu ăla trebuie să trag Ok, un pic mai sus Da, sunt cam paletin, sincer, la tras cu arcul De ce, de ce mă întrebați? Ok, am tras Am tras, bun, hai să vedem măcar dacă trece săgeata pe partea cealaltă Nu vrea, mă Nu vrea să treacă A trecut una, a trecut o săgeată, dar celelalte nu mai vor să treacă De ce? Nu mă întrebați nu cred, băca. Că... Uite, 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 au trecut, a trecut o săgeată și este în flăcări, ok? Deci life cu ăsta, mitul ăsta este adevărat. Voi mai încerca să trag o dată și a trecut, mă, mă, practic a trecut, nu știu ce să zic. Deci poți trage prin cold-run-ul ăsta și săgețile vor lua foc. E bine de știut, gen, că, nu știu, vă, uite, uite, a trecut una departe, dar nu a luat foc, de ce nu a luat foc? Nu înțeleg cum funcționează asta. Uite, a mai trecut una și încă una, deci asta s-a dus departe, rău. Bun, deci, practic, nu toate săgețile au foc, nu înțeleg cum funcționează, dar pot să zic că e parțial adevărat mitul ăsta. Următorul mit spune că bedrock este mai slab calitativ decât uh, o bucată de restaur. Deci, practic, am făcut aici un beacon și am pus, opa, trebuie să pun bucata asta. Ok, deci beacon practic, s-a oprit, nu mai trece nicio lumină prin el. Dar dacă voi pune o bucată de bedrock... Va trebui ca bicanul să treacă prin Bedrock. Nu cred. Deci, Bedrock este mai slab calitativ și stone este mai bun gen dacă vrei să oprești un Bican și dacă pui o bucată de Bedrock pe beacon bică nu va funcționa în continuare și eu voi putea pune 100 de bucăți de, de, de Bedrock și practic bică nu va funcționa în continuare gen. Asta, asta e insane, credeți-mă. E nebunia mare și dați like pentru asta că nu mă așteptam să funcționeze mitul ăsta, credeți-mă. Din câte știți, Reinforce Deep ul ăsta nu putem să-l sparge, adică nu putem să-l luăm sub nicio formă, ok? Am aici un pickaxe cu eficiență 5, hai să testăm lucrul ăsta. Deci mitul spune că noi nu putem lua cu un pickaxe normal uh, bucata asta de aici. Deci o să se spargă foarte greu și nu o putem, nu se dropează, gen și nu o putem lua în inventar. Mă pare să se spargă foarte greu, bine că mi-am pus eficiență 5 pe pickaxe, dar Sincer, în ultima perioadă a început să pară că nu se mai sparge deloc, gen, adică am cred că un minut de când dau în el sau ceva de genul Și nu se mai sparge Ok, voi aștepta până când se sparge Ok, ok, uite, s-a mai, s mai întâmplat ceva Bun, hai să, hai să vedem, poate, poate totuși voi reuși să-l sparg sau ceva Bun, pare să se distrugă de tot Bun, s-a distrus Și nu mi-a dropat absolut nimic Dar dacă pun silk touch pe acest pickaxe și voi avea eficiență și silk touch Uh, va trebui să, să meargă, ok? Să ne punem pe uh, creativ, să putem face enchantul. Bam, bam, opa, invers. Hai că ți deștept și eu dacă e. Bam, bun. Am pus silitat și eficiență 5 pe pigex. Game mode survival. Uh, așa. Și hai să vedem, bă, dacă putem lua reinforce deep Slate ul ăsta de aici cu silk uh, Mitul spune că se poate. Cred că o să mă atace warden-ul. Sper să nu. Mamă, deja începe să o dea cu lumini, cu darea Sper să nu vină o nu să mă bată sau ceva Ok, uh, pentru că am făcut gălăgie Sper să mă ierte de data asta Ok, pare că mai are foarte puțin să se spargă Hai să vedem dacă ni-l dropează Avem silk și eficiență Nu, deci ne-a dropat bucata asta de jos Dar uh, ăsta nu-l putem lua sub nicio formă Deci, reinforced deep slate-ul ăsta nu poate fi luat Dar, următorul mit... Spune că dacă toți suntem aici să să-l facem, ok? Bun, cu flint în stil putem porni un nou portal în Minecraft. 3 2 1 Trebuie să dăm pe toată asta din câte am Stai, așa că am, am crezut sincer că e fake inițial, dar hai să vedem dacă funcționează pe toată uh, suprafața asta dacă îi dăm. Și aici, bun. Da, aparent nu, nu, vrea să meargă Deci mitul ăsta este fals Nu putem crea un nou portal în Minecraft Blocul de prismarin își va schimba culoarea la lumină Hai să vedem pe dacă își schimbă culoarea Chiar sunt foarte curios Deci nu cred Nu cred așa ceva, s-a făcut verde Bă Stai că nu-i nu, -i, nu -i combinație Nu pot să-mi dau seama, bă, și-a schimbat sau nu culoarea Bă, spuneți-mi voi dacă și-a schimbat culoarea, nu știu eu mie mi se pare sincer că s-a schimbat, o să, o să mai aștept un pic și să mai pun unul lângă, sau nu, îl pun acum. Nu mă, e la fel. Stai mai e la fel, sunt paranoic. Sau oare nu trebuia să-l pun imediat lângă? Bun, o să-l lăsăm aici un pic să vedem dacă, dacă chiar își schimbă culoarea sau nu. Ok, a trecut ceva timp și vreau să mai pun un bloc aici să văd dacă e la fel. Bă, sincer, mie mi se pare că am la fel de ce să vă mint. Deci mitul ăsta este cam, este cam fals. Da, nu știu ce zic, e, e fals, 100% asta, adică nu, nu mi se pare că și-au schimbat culorile sau ceva. Da, destul de tristă, sincer. Chiar, chiar era tare dacă schimba culoarea. Și că putem face un portal de nether dublu. Uh, pe Minecraft 1.19. Ok, hai să vedem. Deci, uh, cam așa ar trebui să fie portalul. Bun. Facem așa o schiță de portal. Și pe partea asta va trebui... Bine, trebuie să-l facem un pic mai mare. Că să vină cumva pe mijloc, așa am văzut. Bun. Și avem două uh, Bun, în jos Bam, bam, bam Bam aici Și aici iar două Și iar două, bun Și cam așa ar trebui să arate portalul nostru dublu Și dacă punem aici în mijloc Se va crea un nou portal, ok? Hai să vedem, 3, 2, 1 și Bun, văd că s-a făcut unul Dar cel de-al doilea nu, nu mai vrea să se creeze Deci mitul ăsta este fake Cică striderul mă va proteja de pui de zombie Hai să vedem, facem aici mai mulți pui de zombi. Omorâm zomba la asta mare, că nu prea ne interesează, că ci doar de puii de zombi te poate proteja. Ok. Uh, unde e striderul? Striderul! Așa mă vin o coace. Vin o să mă pun pe tine. Bam! Și ne punem pe survival. Game mode survival. Bam! Hai să vedem de mă dacă ne mai atacă ăștia sau nu. Bun. Deci, practic, pui de zombie nu pot ajunge la mine și nu mă pot ataca pentru că eu sunt călare pe un strider. Ok? Asta e tare și chiar nu mă așteptam să funcționeze, dar aparent funcționează pui de zombie mișină în jurul meu și nu îmi pot face nimic pentru că sunt invincibil! Dați like! Ci că mobi nu te, pot nu te pot ataca dacă intri în sugarcane, game mod survival. Bam, hai să vedem! Hai să vedem, vin mobii după noi, ok, și mă bag în sugar cane. hai să vedem, mă bate, mă, mă bate și prin sugar cane, mă, mă bate, mă, mitul e fals, mitul e fals, sunt atacat în sugar m-am ascuns, nu se poate, nu, no, bă, asta chiar credeam că merge, credeam că se curcă în sugar cane sau ce? uite, mă atacă, vine după mine și mă atacă și mă și omoară în sugar cane, așa că mit fals. Și că dacă ai fărceni pe pickaxe Vei primi mai multă experiență dacă minezi Ok? Bun, ne punem pe De fapt nu ne punem pe survival Stăm pe creative momentan să ne facem enchanturile Voi pune doar eficiență 5, ok? Am pickaxe cu eficiență 5 cartea de fărceni este aici Deci nu o voi folosi acum Game mode survival BAM Bă, știu că se zice survival, dar mie îmi place să zic survival ca să știe toată lumea Și dați like pentru că voi începe să minez fără fărcen, ok? Hai să vedem ce level voi face Bă, dar stai că nu știu dacă aveam level 0 sau ceva Trebuie să-mi să, mă, trebuie să resetez levelul la 0 Ok, am level 0 pickaxe cu eficiență, fărcenul este chiar aici, nu l-am pus pe pickaxe și hai să vedem cât level putem face din blocurile astea. Deci sunt două blocuri de diamond imense care au același număr de diamante, ok? Bun, voi sparge toate blocurile, voi vedea ce level primesc aici și ce level voi primi la, uh, la celălalt Și pe lângă asta vreau să-mi spuneți câte diamante credeți că voi lua cu Fărcen la următorul Să vedem și care e diferența de diamante între cele două, între cele două Pentru că sunt foarte curios câte diamante pot lua Aici o să am clar un număr de... Ia să vedem câte, câte, câte 64, deci aici am luat 64 de diamante și am level 15 și până la a câta inimioară? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Să zicem că am level 15 și până la 6 inimioară. Voi face o poză la asta. Ok, am acum pichesul cu eficiență și fărce în 3. Hai să vedem cât level putem face. Bam, încep. Mamă, și câte diamante oare pot să iau? Deci am avut un stack de, de data trecută. De la celălalt pickex. ok? Aici deja cred că fac un stack din mai puțin de jumate. Ok, am făcut aproape un stack și am minat cam... Da, mina minat jumate din el. Deci practic îmi dublez diamantele sau le triplez. Deci vreau să văd cine nimerește numărul corect de diamante în comentarii. Chiar sunt foarte curios de lucrul ăsta. Ok. Ba, mai avem puțin, puțin, puțin. Și, și... Bă, deci am emoțiile alea mari rău de tot. Sunt curios dacă fac mai mult level. Ia, Am făcut mai puțin level Ce? Ok, la asta nu mă așteptam să fac mai puțin level Dar am făcut cu un stack și 24 mai mult decât data trecută Adică, uite, deci, Diamantele astea le-am minat fără fărcean Și pe astea le-am minat cu fărcean Hai să vedem câte sunt 152 de diamante Bă, cine a ghicit șmecherul de toți Sau cine a fost Bă, uite, hai să luăm o marjă de de 5 diamante, ok? Deci dacă ai ghicit în limita a 5 diamante E șmecher Dacă n-ai ghicit Poate ghicești data viitoare Pentru că toate e șmecher Sunt niște diamante aici Nu știu de unde sunt Sper să nu fi căzut în apă când am minat eu aici sau ceva Dar practic mitul e fals Am făcut mai puțin level decât am uh, făcut cu pickaxe-ul normal Așa că uh, n a dacă minezi cu fărce Nu faci mai mult level să știi Poți să activezi un TNT cu o undiță Hai să vedem Nu merge bă Bă, nu merge să activezi. Bă, și credeam că asta chiar funcționează, gen, adică pe bune vă zic. Ok. Nu merge să activezi un TNT cu o undiță, dar dacă dai prin lavă, ci ai, ai putea cumva să activezi, așa că facem aici lavă. Bun, o să o punem pe un bloc, așa, și dacă arunc undița prin lavă, voi putea activa TNT-ul. Ok, n-am nimerit TNT-ul. Nici acum, bă, o să aduc un TNT mai Uite, aici la duc, la limita lavei Deci la limita lavei este un TNT, ok? Eu mă voi băga aici și Nu merge, bă Nu se activează TNT-ul, văd oh, A, ba da, what? O, oh, Bun, deci TNT-ul se activează uh, doar dacă trecem prin lavă cu undița Dar dacă, dacă, dăm doar în TNT așa cu undița Nu se activează Deci mitul principal e fals și mitul cu lava e adevărat. Si că poți băga un minecart de ăsta în, uh, într-o barcă. Bă, mi-e greu să cred, dar hai să punem minecartul, punem barca aici și uh, ne băgăm cu minecartul în barca gen sau cu barca în minecart. Stai că vreau să, vreau să văd cum, cum funcționează asta. Bun, mai pun o barcă aici și încerc să-l împing. Băi, 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 alo, minecartul, așa. Haide Minecraft-ul e gen o entitate, cică, și ar putea intra în barcă Nu cred Nu, nu cred Nu cred așa ceva Nu, deci așa ceva nu cred Am băgat un Minecraft în barcă, ok? Oare dacă mă duc pe apă? Eu ce controlez acum? minecraft sau? Deci dacă merg înainte, practic merg înapoi Și dacă merg înapoi, merg înainte Ok, asta e dubios Dar hai să vedem dacă putem pluti Ok, mă duc la fund Am reușit să scufund barca cu minecartul. Uh, bun, deci mit adevărat Putem băga un minecart într-o barcă și Practic e prea greu să stea la suprafață și se, se bagă sub apă Bun, dar mitul adevărat, n-am ce să zic Cică că mobii nu vor mai arde de la soare dacă le punem cu o deasupra Ok, hai să vedem Deci, facem două găuri aici Bam, le-am făcut sicrie, bă, gata, am un pe ăștia Bun, avem un scheleton care arde Normal, Bam, de am pus asta și n-ar mai trebui să ardă. Uh, ok, sper să sper să nu ardă de tot sau ceva. Aici trebuie să mă mișc mai repede. Bun. Deci, uitați-vă chiar nu ard. Deci dacă ai cobweb deasupra unui mob, acesta nu va mai arde de la soare. Dar întrebarea mea e cum se întâmplă asta? Pentru că practic este așa. Practic soarele trece prin cobweb ăsta. Gen. Adică despre ce vorbim? Uitați-vă un pic aici. Că soarele gen lumina soarelui trece Dar ei nu mor, nu înțeleg, nu, nu are niciun, niciun, nicio logică gen Chestia asta, dar dacă le voi sparge asta ei vor lua foc Bam, și vor muri, așa că îi lăsăm să moară în chinuri Pentru că și ei ne omoară pe noi de fiecare dată Poți să multiplici dacă ești pe creativ itemele dintr-un chest Adică dacă eu pun aici niște diamante Bam și le voi pune așa să fie frumos mă, să, fie, să fie bogăție pe diamante Bam, 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 bam. Ok, le băgăm și pe astea ca să fie plin Bun Deci eu dacă vreau să mut cestul ăsta Plin de diamante Dacă dau scroll normal pe el Uite, stai să-mi scot ăsta, ăsta din inventar Dacă dau scroll normal pe el și îl pun aici Practic nu va avea nimic în el Dar ăsta totuși are ceva în el Dar deci că dacă țineam apăsat pe cât Și uh, Apăsăm Nu cred, mi s-a mai făcut un cest L-am multiplicat, bă nu, crește, Și ăsta e gol și ăsta, dacă îl pun, e chestul cu chestii. Bun, deci chestia asta funcționează, deci dacă vreți să faceți chesturi asemănătoare în Minecraft, să multiplicați chesturi pe creativ trebuie să țineți apăsat cât și să deschideți chestul. E wow, credeți-vă, chiar am avut nevoie de multe ori de chestia asta și nu am știut că este posibil. Big like! Cică, poți să combini apa cu focul, adică aceste frunze... Stachează apa, gen o țin aici în interior, ok? Bun, și noi dacă dăm foc pe lângă Și că vor lua foc frunzele, dar totuși vor fi în apă Hai să vedem, bă, dacă iau foc Chiar sunt curios, deci asta, asta mi se pare incredibil Bun, deasupra văd că nu pot să pun Dar ele ar trebui să ia foc aici în interior Focul ar trebui să se extindă în interior Hai să vedem, bă, dacă se extinde sau ceva Momentan nicio mișcare din partea focului Ok Văd că nu funcționează mitul ăsta E cam... E cam fals mitul ăsta Deci practic nu ia, dar uite, copacul va lua foc gen Ia stai, uite, voi pune aici în copac În frunzele din copac Nu, 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 voi stinge focul Voi stinge focul, stai, fac așa Să dispară astea, bam, bam Bun, și hai să vedem Deci, bun, a început să ia foc copacul Vreau să văd dacă frunzele cu apă vor lua foc Bun O să punem mai multe și vom aștepta. Bă, asta chiar mi se pare incredibil, deci dacă ia foc, apa nebunesc. Deci frunzele cu apa ar trebui să rămână neatinse. Uite, dacă pun apă, nu uite dacă pun apă în în astea gen pe pe frunzele care ard, gen se stinge focul. Mi uh, mitul ăsta e cam e cam fals așa, dar hai să mai încercăm totuși, poate vedem vreo combinație de apă cu foc. Nu, no, nu se, nu se observă nimic. Frunzele cu apă în ele nu vor la foc niciodată. Deci așa puteți salva un cop... Nu cred ceva. S-a distrus o frunză de a curs apa aia sau ce s-a întâmplat? Nu, aparent nu se distrug. Frunzele astea cu apă rămân în permanență. Ultimul mit de astăzi spune că dacă pui un furnal poți băga gold aici să... Uh, da, nu poți băga gold nugget ca să faci... Uh, Uh, cum îi zice, să faci rost de de combustibil, de un fel de cărbune, înțelegeți? Uite, gen, vreau să ard bucata asta de porc. Bam. Ok, bă, am asta în inventar. Bă, cred că le am. Ok, deci dacă vreau să ard bucata asta de carne, bun. Uh, voi putea pune bucata de carne normal și gold nugget, dar nu, asta nu funcționează. Poate merge pe bedrock, nu stiu sigur, dar cam asta a fost clipul barbașanilor. Nu uitați să dați un like acolo să vă apară și să apostați în secțiunea de comentarii ce alte idei mai aveți și ce mituri cunoașteți voi pe care ați vrea să le testăm. Uh, practic aici au dispărut frunzele astea în mod subit, nu știu cum s-a întâmplat, dar sigur nu din cauza focului. Intrăm direct în pâinică și toată lumea știe că dacă ne punem... Uh, Uh, un uh, scheleton acesta ne va ataca. Uitați, vă dă după mine cu săgeți, îmi dă și damage dacă mă nimerește, adevărat? Hai, vă mă nimerești pe mine, bun. Dar dacă ne punem un, uh, un cap de scheleton și plecăm departe, deci un moment, le bun, bun. Deci acum am un cap de scheleton pe mine, ok? Hai să vedem dacă acesta ne va ataca. Mitul spune că dacă ai un cap de scheleton acesta, nu te, mai, nu te va mai vedea și nu te va mai ataca. Hai să vedem dacă este adevărat. Am o săgeată în mine, sper să nu influențeze asta cu nimic. Și... Nu, bă, bă, mă atacă, bă, bă, nu e ok, deci mitul ăsta este fals, bă, ule, ajutor, ajutor. Următorul mit are legătură cu diamantele și cu cleiul. Bă, de deci ce am înnebunit? De deci ce am testat miturile de astea cu clei 100? Nu e adevărat, dar totuși mai vreau să încerc ceva. Cică, dacă spargi exact în mijlocul cleiului, adică la două blocuri în orice parte, poți găsi diamante. Este o șansă să găsești diamante și o, -o șansă destul de mare. Așa că voi să par mijloc, mă voi duce jos de tot și voi face o gaură imensă. Ok, hai să vedem, dar vreau să fac în așa fel încât... A, că am înțeles că nici n-am lumină, bă. Ok, am rezolvat și cu lumina. de să vedem că totuși suntem în clei aici. Așa că mergem. Băi, 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 bagă de aici, acolo Bam, am astupat asta să nu ne deranjeze apa. Și hai să vedem dacă găsim diamantinele, mă. Unde sunt, mă? De ne ducem până la ce strat să ne ducem? Uite, sunt la stratul... Bă, deci sunt deja la un strat nebun. Adică, pe bune vă zic, o să mă duc până la Bedrock și după mă întorc la stratul 11 să vedem dacă găsești ceva. Dar, momentan, văd că nimic. Ok, am căzut în lavă. Am căzut în lavă. Nu vă panicați, totul e în regulă. Am căzut în Bedrock, deci... Uh, mitul ăsta e fake. Deci niciodată să nu mai credeți miturile cu... Uh, cu clei Pentru că nu sunt adevărate mă, Dar vreau să mă duc și la stratul 11 Să vedem dacă aici în zona asta 11 Dacă în zona asta cu cleiu găsesc diamante Hai să vedem Deci e aproape imposibil să le găsesc Deci cleiu nu ți arată unde sunt diamantele bă. E clar, nu îți arată nimic Uite, am săpat tot Deci puteam să mă duc două blocuri în orice parte Că nu găseam absolut nimic Păi stai că acum am văzut, am trecut pe lângă diamante, what? What? Am trecut pe lângă diamante, bă! Ok, deci, deci... imediat după stratul 11, am trecut pe lângă niște diamante și aici avem niște lapis. Și dacă să punem pe lângă lapizul ăsta, sunt șanse să mai găsim alte diamante. Stai, bă, că am găsit schema de diamante Ferrari, pe bune vă zic! Bun, deci cine a fost atent pe clip, puteți da înapoi să vă uitați că... Gen, efectiv, erau acolo, nu le-am pus eu. Mă jur că nu le-am pus eu! Ok, și dacă tot suntem aici lângă diamante, vom face în felul următor. Ne vom băga sub un treptor. Asta e o metodă de uh, minat pe burtă. Uitați-vă, ne-am băgat într-un treptor și cam așa arătăm. Ne-am pus pe burtică, ok? Bun, și știu că mulți dintre voi știți asta, dar am zis totuși să îl arăt că na. Și uite, acum efectiv pot să minezi. Stând pe burtă Uite, eu stau pe burtă acum și uh, minez niște diamante Am și scap capul de scheleton aici Ca să fie treaba bună Și mă duc să caut diamante doar pe un singur bloc Asta sigur, știați, dar am zis să o bag așa Că dacă tot uh, era acolo scris Am zis, bai, să, să zice și asta Că e, e frumos, mă, să stai pe burtică Următorul mi-ți spune că Dacă ești pe creativ Poți spauna un zombie gigant Hai să vedem Summon, uh, Minecraft Bam, opa, T. Giant Bă, nu cred, bă Deci nu avem niciun mod Nu știu cum, nu știu cum să vă arăt Resource packs uh, Deci, uitați Programmer alert Ăsta îl scoatem De nu, nu are nicio treabă cu uh, Cu modurile Deci nu avem niciun mod băgat Avem default, ok? Done Deci s-a refăcut lumea să vedeți că, că efectiv rămâne zombiu acolo Hai mă încarcă ceodată mă, că vreau să la oameni Bun, uite, deci nu avem niciun mod efectiv Deci modurile sunt zero Selectate moduri avem zero Asta nu știu ce e Asta nu știu ce e aici, dar Nu cred că are relevanță cu mobul Dar uitați-vă și putem să spunăm Câți mobi giganți vrem noi Bă, asta... Asta e Asta e wow, sincer, și nu știam. Și dacă aveți o nume de creative și vreți să puneți niște mob giganți, uitați-i bai aici. Bă, doar ne atacă. Survival, ia să vedem. Bă, aparent... Aparent nu ne atacă. Da, nu ne atacă deloc. Nu știu de ce. Uh, cum era, mă? Difficulty uh, hard. Ia, poate ne atacă pe hard sau ceva. Nu, deci sunt inofensivi, nu ne pot ataca, dar totuși ei sunt aici și sunt foarte, foarte mari. Uitați vă la ei cât de mari sunt și cât de mic sunt eu. Bă, big like pentru mitul ăsta pentru că chiar nu mă așteptam să funcționeze, credeți-mă, încercați și voi. Dați like pentru următorul mit, pentru că am găsit aici niște oi și nu știu dacă toți știați că puteți colora oile cu, uh, cu de asta, cum îi zice... Cu vopsea de asta, cu culoare, mă, culoare. Deci găsește o culoare pe uite, am găsit galbenul ăsta, ok? Îl iau, îl pun în, în, crafting table aici, dar da, nu pot să-l pun. Dar ne luăm culoare, bă, ne luăm noi o culoare, că suntem șmecheri. Uh, dai, uite, uh, dai, bă, așa. Uite, luăm galben, ok, că am găsit flarea galbenă. Am luat culoarea galbenă pe care, face, pe care o face o din și uite, oaia asta neagră, gri, închis, așa. O facem galbenă, mă, și facem numai oi galbene pentru că așa vreau eu, că mie e place culoarea galben. Bine, nu-mi place de mult, dar îmi place, bă, e o culoare frumoasă. Bine, probabil mulți dintre... Uite, bă, și puiul poți să-l faci. A, ah, crescut puiul, nu poți care. Uh, Probabil foarte mulți dintre voi știați, dar trebuie să dați un like pentru că eu vă am arătat ceva ce încă știați, da? Hai, v pupa, dați like mă, dați like mă, că nebunești! Toată lumea știe că dacă eu o cu apă și cați de înălțime și o pui repede, repede jos, cum am pus-o eu acum ca un pro player, îți vei salva viața și nu vei muri de la falling damage. Dar, în nether, acest lucru nu funcționează, pentru că ești în nether și în nether nu poți să pui apă. Dar, vă voi arata că putem face, ne putem salva viața și ne te Testăm acum. Ați văzut, am pus apa, dar totuși mi-am luat damage și de data aceasta uh, vom încerca să se de la o distanță și mai mare. Uite, de aici până jos acolo și dacă punem bucket uh, bachetul ăsta, găleata asta plina cu zăpadă, că am și uitat, uh, ne va salva viața și nu vom muri de la falling damage și hai să vedem și știți de ce? Pentru că zăpada practic nu e apă decât dacă se topește și hai să vedem dacă se și topește și 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 n-am apucat bă să o pun mai încercăm o dată Ok, încercarea cu numărul 2, suntem aici la înălțime mare mare și am asări, sărit a sărit, a sărit, sărit nu merge bă să pui Bă, doare, nu merge să pui asta în nether sau ce? Stai că mai, mai încerc o dată să mă duc să văd dacă chiar nu funcționează Cred, cred că nu merge să pui pe 1.19 pe chestia asta Sau ceva de genul, că altfel nu-mi explic A, bă, da, merge What? Păi și de ce nu? l-am pus, pus, greșit Bă, cred că, cred că nu te lasă să-l pui sub tine sau ceva Totuși mai încerc o dată pentru ultima dată și dacă nu merge o să zicem că e fake și dacă voi ați reușit să-mi scrieți în comentarii, vă rog foarte, foarte mult. Nu, deci efectiv am reușit să-l pun după ce am uh, după ce am căzut, dar hai să vedem dacă se topește aici, mă. Bun, deci ăsta practic nu se topește deloc. Ok, uh, dar în lavă pot să-l pun... Am murit, bă. Sunt curios dacă pot să-l pun în lavă. Ia, mai încerc o dată să-l pun în lavă și șpa, -șpa. Uite pe exact aici unde curge lava asta o l-a topit instant, what? Bine, măcar hai să luăm o găleată cu lava Hai că putem să luăm o cu lava O găleată cu foc, mă Următorul mit spune că putem lua o găleată cu foc. Glumesc, mă, ce aveți? Revenim cu următorul mit La ultimul episod cu mituri Mi-ați spus că trebuie să aștept 5 minute Pentru ca acest zombie villager să se transforme în villager normal Și am mai aflat un lucru foarte, foarte tare Despre acest villager care se transformă Așa că, haideți să testăm prima dată dacă ați avut dreptate și dacă după 5 minute uh, Zombiul ăsta nebun se face, hai mă ia și tu de jos de acolo A, ah, stai mă că nu le ia așa, mă stai așa că am uitat cum, cum era treaba Deci, trebuia să dau ăsta prima dată pe el Și după să-i dau asta și după gata Fugim de aici și îl lăsăm în pace pe Barbasan să-și facă treaba acolo Și noi ne întoarcem după 5 minute la el să testăm și următorul mit Și până atunci o să vă arăt altceva Toată lumea știe că Vindicatorul atacă player Game mode Survival Hai să vă și demonstrez Ok, deci acesta mă atacă Dacă avem spawn aici aproape E ok, Game mod Creative Bun, deci Vindicatorul atacă numai player Dar dacă îi punem o, uite că nu mi-am luat asta pe jos Dar dacă îi punem un name tag și dăm numele Jo, jo fiți atenți Deci fix, fix așa, Hai că pot să scriu dacă e era meu paleta, de-aia nu puteam să scriu că nu puneam înainte acolo j o h -N -N y Dacă îi pune numele Johnny cu H și n, -N y a, Acesta va ataca orice mob îi va ieși în cale Hai să vedem dacă este adevărat Între ei văd că nu se atacă Dar uite, aducem o oaie mai aproape de ei Opa, o oaie am zis O oaie, uite-mă cu o atacă What? Uite, vă atacă orice le stă în cale Dar nu mai atacă playerii, mă? Chiar sunt curios, între, între niște oi și niște player, pe cine ataca? Pe mine oare mă iartă? Ai că m-a iertat dacă e bun Deci Johnny nu te va ierta nici pe tine Dar pe lângă asta va ataca și mobi nu au trecut încă 5 minute, dar asta încă tremură, deci pare să-și facă efectul chestiile aia pe care le-am dat, dar revenim la el, mă, la Barbeșani. Bun, deci pe asta nu-l cred, dar îl vom testa. Dacă ești pe, uh, pe, Advent, nu, pe, pe, spectator, pardon, spectator, bun, deci dacă ești pe game of spectator, poți apăsa click dreapta pe aceste tablouri, pe painting-uri și uh, veți putea vedea jocul din perspectiva tabloului. Hai să vedem. Opa, am primit, ce? Choose menu, teleportul player, Ok, deci mi-a apărut chestia asta, nu știu ce am apăsat, dar nu asta e important, important e că nu putem apa da! What? Chiar a funcționat, deci dacă apăsăm click normal, uite acum eu mici din mouse Mici din mouse și nu se întâmplă nimic, deci eu acum sunt băgat într-un tablou și văd din perspectiva tabloului Dar, ce este și mai interesant, ci că putem vedea din perspectiva mobilă. Bă, deci eu nu știam chestia asta și dacă știați asta, scrieți-mi în comentarii și dați un like și dacă nu știați, dați două like-uri, mă, să dați câte două like-uri, nu știu, vă rugați, mama, tatăl. Uite și deci, acum vedem ce face un villager toată ziua. Stăm așa și urmărim villagerul, poți să-l văd din... A, ah, ce bine. Uite, fuge villagerul nostru acum, bă. Fungi, barbea, șare, fugi, barbeșare, fugi, că te l te urmărește vindicatorul să te bată. Bă, mi se pare super cool treaba asta, să poți vedea din perspectiva unui mob. Dar, ia stați un pic, că vreau să mai încerc, vreau să fiu o pisică, vă reușesc? Nu cred așa ceva E ce e imposibil să pot sta din perspectiva unei pisici în Minecraft Să văd ce face o pisică toată ziua pe Minecraft Bă, asta, asta chiar mi se pare super tare Merită like, mă, merită Și că dacă un iepure are numere de Killer Bunny dă. The... Opa, stai, 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 Bam, bam Deci fiți atenți aici Fix asta e numere The Killer Bunny Bam Bun, eu am luat asta și dacă îl punem la un uh, iepuraj, acesta va deveni agresiv cu ochii roșii. Bă, văd că nu are ochii roșii. Hai să ne punem pe survival. Nu, văd că, văd că nu ne atacă The Killer Bunny. Oare n a scris-o bine? Ok, deci efectiv asta nu funcționează. Mai încercăm o dată cu un alt iepuraș? Nu. Uite, a luat name tag -ul. așa se numește The Killer Bunny. Dar acest killer bunny nu prea e killer, nu știu cum să vă zic Deci nu, și sunt buni, nu sunt criminali Așa că iubiți iepurașii, iubiți toate animăluțele, bă Și trecem mai departe Ok, ați avut dreptate legătură cu villager După 5 minute chiar s-a transformat în villager adevărat Dar... Următorul mit spune că dacă salvezi un villager de la zombăreală sau ce s-a întâmplat lui acolo de a la nu mai fi zombi, acesta când va avea o slujbă, ne va da cărțile cu reducere, bă, deci nu cred așa ceva, chiar ne dă cărțile cu reducere și ne dă cărți o veni și în să vedem dacă, dacă, ne poate da ceva și mai blană de atât. Uh, multi -shot, ok, deci, deci nu mai vrea astea, vrea doar o carte gen sau ce? Bă, deci e incredibil, e incredibil, deci putem face rost de reduceri, putem aduce un zombi, îl zombificăm, îl reparăm și bam, avem reduceri la villageri toată viața și da, e tare rău de tot să încercați asta pe vați de survival, pentru că nu este periculos, villagerul nu o să pățească nimic, voi îi salvați și sunteți cei mai buni și aveți cele mai tare reduceri la villageri. Dacă sumonăm un și pe lângă el punem diferiți mult, putem să i aducem să i mulțim gen acolo unde vrem noi să facem nebunia cu Idero. Ba, 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 asta mă refer pe survival și spawnam pe aici mulți, mulți, mulți pe lângă ei. După ce îi vom aceștia vor dropa un fel de flori negre care vor face ceva foarte interesant. Ok, florile negre sunt chiar aici. Bun. Deci florile negre sunt chiar aici, le vom lua pe toate, că aparent pentru fiecare mob dropează 1, 2, 3, 5, 10 flori. Nu știu dacă dropează pentru orice o moară dar asta e super tare. Și o să mergem la suprafață. Dacă ajungem vreodată la suprafață, pentru că suntem foarte, foarte în adâncurile uh, Minecraft-ului, dacă pot spune așa. Oba, oba, gata, suntem la suprafață. Și dacă le punem aici, acestea vor scoate un efect ciudat. Uh, efect uh, uh, clear. Bun, deci ne-am dat clear-le efect, ne dăm pe uh, survival și acum vom lua... Uh, efectul Wither-ului de la această floare. Și da, este adevărat mitul. Big like, da, ce voi un like pentru că mitul ăsta este adevărăciune. Dacă ți-e greu să zbor cu Elitra și ești paletin la fel ca mine sau poate că nu ești și nu știi eu un life cum să zbor cu Elitra, am pus Elitra aici pe mine și trebuie să faci în Orașelul tău, pe lumea ta acolo, de unde vrei tu să pleci cu Elitra, trebuie să faci o groapă în care să pui 36 de mobi. În momentul în care ai pus mobii aici și vrei să zbori cu Elitra, tu intri și apeși space și te omoară mobi. Am înțeles. Mai încercăm o dată, give Marius Costin Elitra. Bun, și mai încercăm o singură dată să zburăm, dacă nu mi ăsta e fake și ne-am pierdut timpul degeaba, dar nu mai găsesc mobi. Bă, unde i-am pus oare, Nu Unde am pus, unde pus mă, facile nebune? A, uite la acolo, cred. Cred că astea sunt. Da. Deci, avem elitra pe noi. Bun, ne dă efectul și hai să vedem. Nu merge, bă! Ne-am luat seaca, ne calcă vacile în picioare și ne omoară. Deci, mitul ăsta aparent este fake. 36 de vaci le-am numărat, bă, credeți-mă. Și nu, nu funcționează. Poți să combini spyglass-ul, adică ăsta, binoclu, mă. Poți să-l combini cu crossbow pentru a avea o țintă mult mai bună. Trebuie să spui spai ul în cealaltă mână, în mâna stângă și să încarci crossbow. -ul. Ok? Acum, dacă apeși click dreapta, vei folosi și spai ul pentru a vedea mai bine. Dar nu a mers, bă. Bă, nu a mers. Stai. Mai încercăm o dată. Mai încercăm o dată, Ok, am făcut eu ceva greșit, deci uitați-vă, atenți. Trebuie să încărcați uh, crossbow crossbow, ok? Bun, este încărcat. Schimbăm pe mânuță goală, nu avem nimic, ne uităm prin spyglass Uite, sus acolo în vârf, vreau să dau fix pe verde Schimbăm pe crossbow și tragem Bă Bă Aparent merge, dar destul de greu, destul de dificil de... E destul de dificil de încercat, dar hai să, hai să mai dăm o dată, mai să-i mai dăm un trai că poate, poate funcționează. Deci, suntem aici, unde s-a... -a? sa S-a adus bine săgeata dacă e, da. Nu știu, e cât de cât adevărat, dar... Sincer, nu cred că mi este de folos, așa că... Voi zice că e jumate, jumate. Votați voi în comentarii acolo și dați like. Următorul mit. Eu cred că e cam fake, dar îl încercăm totuși. Spune că dacă avem un perete așa de, de cupru, îl vom putea unge cu miere și cu ăsta și că în mod normal de la soare de la astea să schimbă culoarea. Și dacă noi scriem ceva pe el, de exemplu, uh, like, da, văd că, văd că, nu prea merge să dau cu Hani cam pe el. Nu știu cum să vă zic. Deci, deja e fake, adică pe bune, dar totuși încercăm. Uite, să facem aici un L, un I, un K, nu știu dacă funcționează ce fac eu aici, dar vedem. Bă, da, măcar să vedem dacă schimbă culoarea, mă. Uh, Gamerul... Game uh... rule random tick speed uh, 1000. Hai să vedem dacă schimbă culoarea. Ca să înțelegeți la random tick speed ăsta e, e, nebunie pe chat. Adică pe bune, vă zic, uite, pun un uh, un desta, cum e ce, ma un, un berry să vedeți e, cât de repede crește. Ce e asta, mă? Music disc, ok. Uite. Cât de repede crește un berry, ok? Bam, a crescut instant. Și asta vă că nu schimbă forma. Nu schimbă culoarea, nu schimbă nimic Ok, am dat rend în tick speed-ul foarte mare Asta o să crească aproape instant Și, hai că crește instant dacă e Cred că n-are loc acolo sau nu știu Hai că vedem noi Pă da, nu merge Deci efectiv nu funcționează Cred că nu merge, nu, nu merg nici ticurile, Dar nu merge asta, nu schimbă culoarea Și nu putem să dăm cu honeycomb pe el Deci cred că dacă n-ai Minecraft moda Nu poți să faci așa ceva cu toții știm că TNT-ul nu explodează sub apă, adică explodează dar nu dă damage, nu, nu sparge niciun bloc. Ok, bun. Dar dacă punem un TNT și deasupra lui punem un nisip care o să cadă gen în el când... M-am încurcat rău de tot de aici, deci fiți atenți. Dacă punem nisip deasupra TNT-ului și <coughs> îl detonăm, nisipul facă de în interior și acesta va sparge foarte multe chestii pe sub apă. Bum Și este adevărat Am găsit și niște cupru pe aici Hai să mai facem un test Bam Am dat drumul la TNT Și a căzut nisipul Și practic nisipul ăla Trage toată apa Și bum Nu se mai anulează efect de TNT Și explodează și face popoc Ultimul mit pe care îl testăm astăzi Spune că porcii Bine, în general animalele Nu pot evada din miericică Hai să vedem Aceștia vor trebui să iasă de aici Dar nu, nu prea vor reuși Mă, deci dacă sar ar ăștia de aici, nebunez Deci fiți atenți, îmi dau și give Marius Costin uh, carrot Ok, mi-am dat morcovel Deci uitați-vă la ei, sunt înnebuniți după morcovei porcișori ăștia Și nu pot ieși să mănânce morcovelul, mă Uitați-vă la ei cum stau acolo închiși Dar partea ce mai interesantă este că dacă cădem aici la ei și suntem pe survival Nu vom mai putea ieși niciodată Bă, dar niciodată Bă, dar dacă pun oare Ia stați așa că vreau să încerc ceva nu pot mă să mă cațăr nici pe un uh, uh, pe un vlog uh, de ăsta, dar sunt într-o sticky situation, așa că dați un like, lipiți-vă de buton. S-a spart ăsta? A, nu, bă, am dat eu cu mâna în el. Bun, deci practic putem scăpa foarte repede, am, am crezut că asta se sparge un pic mai greu. Da, aparent scăpăm, scăpăm foarte repede pentru că uite, și porcișorii și toată lumea a scăpat. Hai să scoate de aici să nu i lăsăm să să rămână acolo în groapă. Doamne, ferește poate li se întâmplă ceva, veni un zombie peste ei sau ceva. Și groapa asta o vreau voia... da să Dați-ne 1000 de like-uri în primele 24 de ore pentru că primul mit spune că dacă face 1000 de like-uri în 24 de ore, voi posta un nou videoclip aici pe canal. Pentru primul mit vreau să vă arăt o comandă. O comandă care vă poate înlocui capul cu orice alt bloc din Minecraft. Ceea ce mi se pare super mișto. Pentru că poți să faci asta fără moduri și doar folosind o comandă. Și comanda este aceasta. Item. Uh, replace. Uh, entity. Frumos. Pentru că ne facem nou replace-ul ăla. Ne schimbăm capul gen. Uh, around P. Uh, punem armor head. Frumos. With. Și aici băgăm diamond block mai ia. Diamond bloc. Și mi-am făcut capul de diamant. Uitați-vă la mine. Deci practic eu în momentul de față, am uh, armură de diamant pe cap. Nu merge să pui armura pe picioare sau pe alte chestii, dar mi-am făcut o armură din bloc de diamant pe cap și mă pun pe survival. Și pe asta e seria mea de survival, gata, Marius în cap de diamant, începe să se joace Minecraft survival aici pe felie Da, bun, deci pe mi se pare super tare, gen, dacă vreți să vă trolați prietenii, bă, m-am blocat cu cap un diamant sau ceva Bă, merge să pun lava? Lava bucket, pot să... Ok, am un lava bucket pe cap, asta e. Asta e insane, sincer, chiar e, chiar e nebunie mare Deci, deci lava normală Nu pot să pun uh... hai, hai, să mai încercăm ceva, nebun Water Water bucket, uh, bă, dar oare pot să-mi pun uh, polar, a, ah, pot să-mi pun doar spawn egg, bun, deci nu pot să pui mobi însuși, gen să pui mobul pe, pe capul tău acolo, dar mi se pare destul de interesant, sincer, merită, merită încercat. Următorul mit spune că putem face o tiroliană în Minecraft sau putem trece peste apă, lavă sau mai multe chestii. Și am improvizat aici bine, exact așa trebuie făcut, gen un turn cu o gaură de un bloc pe mijloc cu apă în interior, ok? Noi trebuie să ne băgăm aici să ne dăm pe survival. Bam Și după ce ieșim de aici va trebui să ne prindem de asta o pastă Cred că n-am făcut ceva bine Dar va trebui să ne prindem de tiroliană și, și să ne ducem până pe partea cealaltă Ținându-ne de acel lanț Deci cu cei normale se face Game mode creative Ne ducem înapoi sus și hai să vedem dacă reușim să mergem pe tiroliană Bă, dacă ar merge chestia asta chiar ar fi super tare Și... Chiar mi-ar pare rău că a fost chiar atât de târziu de ea dacă merge Dar hai să vedem, bă, n-am testat până acum, e prima dată Și uh, Încep, mă. Deci, fiți, m-am băgat în apă, mă duc mai jos, bun. Și ne trebuie să venim de aici, ok? Bun. Și vin Ferrari. Vin Ferrari și... Bă, apare n am mers, dar cred că trebuie să dau lanțul un pic mai în spate. Ia stați un pic creativ. Să mă dau eu un pic mai în spate cu lanțul ăsta, gen. În spate, în spate de tot, ok. Punem așa ceva. Și acum ar trebui să funcționeze din punctul meu de vedere. N-ar trebui să, să nu meargă sau ceva. Uh, hai să vedem dacă merge Bam, ne-am băgat în apă, avem lanțul sus acolo M-am dus, am sărit Bă, dar cred că nu trebuie să sar chiar atât de mult sau ce Cred că trebuie să sar doar o dată Să mă prind de lanț și atât. Pare că merge, dar nu știu ce să zic Am mai încerc o singură dată Nu, bă, nu merge Deci mitul ăsta e cam fake, sincer Bă, sincer, pe de o parte mă așteptam să meargă să de lanțul ăsta Dar aparent nu funcționează, bă Ok, am văzut că am nevoie de un trap Doar să-l pun exact aici Și cam așa ar trebui să arate toată situația Deci exact așa Pui apă până sus și un trep doar aici Și că acum ar funcționa Sincer, bă, chiar, chiar, vreau să, chiar vreau să văd asta Bă, bune, vă zic Ok, punem asta aici să ne dăm capul Și hai să vedem, dacă de data asta merge Deci trebuie să înnotăm, ok, bun Eu înnot acum Și mă bag pe aici nu merge, bă, nu mă ține, e degeaba. Nu, no, nu mai, deci nu încercați asta că nu funcționează. Următorul mi spune că cu ajutorul unui trep doar te poți băga pe sub pistoanele astea Și sincer mi se pare un pic cam periculos să te bași pe sub astea că s-ar putea să mori Dar hai să încercăm bă că încercarea moarte n-are Nu are cine să ne tragă un lever sau ceva aici pentru că e retornul deasupra Dar aparent da chiar putem să ne băgăm pe între pistoane pe aici Gen putem să ne ascundem de prieteni nu știu sau ceva mai Minecraft. Bine nu știu dacă v-ar ajuta în mod special cu ceva chestia asta Dar bă e bine de știut că ne putem băga între pistoane Adică pă bune, uite ce tare e bă, deci chiar cred că o să fac asta un pic mai des Că mi se pare un pic satisfying așa Da, dați like mă, dați like dacă vă place Sincer mie, mie place un pic chestia asta Și practic e reală, nu mă așteptam Și nu m-am gândit niciodată să mă bag pe sub astea Ci că apa și lava se pot gliciui Dacă așezăm ce pistoane exact în acest mod Le puteți face și pe survival Asta nu trebuie să fiți pe creativ Deci exact așa trebuie să așezate niște pistoane În mijloc va trebui să rămână loc Ca să punem apă sau lavă și dacă punem apa aici, după ce spargem pistoanele, acestea vor vor lăsa apa să rămână statică aici fără să se întâmple nimic. Hai să vedem. Sparg pistoanele și aparent chestia asta nu funcționează. Deci acest mit este fake, nu putem face apă statică. Sincer, mi s-ar fi părut destul de tare să faci un bloc de apă sau ceva la tine pe parcel acolo, dar no, nu prea merge, deci uh... No, nu e bun asta, dar voi dați like la video, mă, dacă vreți să mai testăm astea, să nu le încercați voi singur pe lumea voastră de survival acolo, că cine știe, vă pierdeți timp o mă, lăsați-mă că le fac, eu dați-mi, mă, un like acolo, mă. Ok, asta nu m-a așteptat să funcționeze niciodată de am și testat-o înainte, deci fiți atenți la treaba asta. Animalele se pot înmulți printr-un perete. Uitați-vă un pic la ele, mă. Ele să pupă acum și bam, încă un pui. Bă, deci mi se pare incredibil. Deci uitați-vă un pic cum mă, să se mulțească animalele prin perete. Cum să pupă ele pe peretele ăsta? Eu nu pot să înțeleg, bă, niciodată nu pot să înțeleg. Dar vreau să fac experimentul suprem și să încerc să le pun o distanță de doi pereți. Dă-te la o parte, Vaco, pentru că, nu știu, Da teamă de aici, n-auzi, pleacă, pleacă. Alo, dați-mă like, mă, să plece, fac asta de aici, că dacă nu o mor, pe bune vă zic. Uite și tu cum să bagă ca vacile să bagă Nu că n-ar fi vaci, dar na Sunt și eu nebun un pic așa Bun, vreau să le pun doi pereți Să văd dacă se pot înmulți prin doi pereți o Să mai pun o vacă aici Una aici și hai să vedem de deci, ce am dat asta grulețul Și cu imediat, uite lua asta Deci se pot înmulți și Nu credești ceva nu, bă, uite, prin doi pereți nu se pot înmulți, uite, el încearcă să se pe acolo, dar nu reușesc, deci printr-un perete, printr-o grosime de un perete, de un bloc, uh, animalele se pot înmulți, bă, e bine de știu că puteți pune animale separat și, da, e, e destul de interesant uh, mitul ăsta, deci uh, dați like. că pe Minecraft 1.14.4, deci doar pe Minecraft ăla merge să înțelegeți, trebuie să dați like și pe lângă like, cică... Pot să crești un cactus de 32 de blocuri înălțime și că acesta se poate spawnă și random, dar îl poți crește eu. Am dat random tick speed pe 1000 ca să crească mai repede cactusii. Asta nu influențează cu nimic înălțimea lor sau ceva. Și hai să vedem, bă, dacă aceștia pot crește gen foarte, foarte înalți sau ceva de gen. O să plantez mai mulți. Să vedem dacă, dacă, chiar funcționează mitul ăsta. Ar fi tare, sincer, să, să văd un cactus foarte, foarte înalt. Da, sincer, nu prea cred mă, mi-e mi un pic greu să cred că o să crească atât de înalt. Da, aparent ăștia cresc destul de, destul de mici, adică cresc la dimensiunile normale și nu înțeleg de ce. Pentru că ci că doar pe unele siduri merge, dar sincer m-a spaunat și în, în deșer și în astea Și am mai testat pe un sid și nu funcționează, deci uh, cam, uh, cam uh, rip aici, a, cum zice, mitul ăsta, pentru că practic, nu. Am distrus mitul ăsta, practic nu e bun, nu este real. Uitați-vă și voi cactus și cresc la dimensiuni normale și atât. Așa că dați un like dacă vreți ca cactus și să se facă de 100 de blocuri înălțime. A, am înțeles mă cum a făcut ăla, mă. Am înțeles mă cum a făcut ăla. Uite așa a făcut mă de m pe mine, mă, că merge mitul ăsta în Minecraft. Mă, mă, ce cactus înalt a crescut cu o știre. Fă ceva să crească un cactus așa mare, mă, dați like. Următorul mi spune că dacă avem copaci într-un baiem în care ninge, frunzele copacilor se vor transforma în culoarea albă, adică se vor face din verde în alb și nu nu se va pune doar zăpadă pe deasupra, ele se vor face uh, albe complet, dar asta doar pe Bedrock Edition, așa că vom testa asta chiar acum. Am pus aici niște copaci au frunzele verzi și uh, dăm uh, uh, cum zice? weather, bam, rain. Bam, și a început zăpada, mă, ok Și acum așteptăm să vedem dacă chiar o să, o să se întâmple asta și dacă frunzele astea devin albe Deja văd că, bă, nu cred, își schimbă culoarea Voi ați văzut că și-a schimbat culoarea? Bă, bă, asta chiar să facă albe, ce se întâmplă? Bă, deja asta nu mă deci mă jur că n-am băgat niciun mod Și frunzele astea se transformă încet, încet în alb Ceea ce mi se pare incredibil Deci la un moment dat or să fie albe complet Nu mă așteptam să întâmple chestia asta atât de repede Dar aparent se întâmplă și chiar vă spun 100% sigur că n-am niciun mod Și dacă aveți Minecraftul ul ăsta pe Rock Vă rog să-l încercați Eu sunt pe ultima versiune și chiar funcționează chestia asta Bă, nu mă așteptam sincer Uitați-vă cum s-au făcut astea Albe. Deci n-am văzut niciodată copacii albi în Minecraft de la zăpadă și aparent chestia asta merge și e Băi super tare Băi și dacă iau cu Dacă iau cu farfeca uh, Bă cum, cum e ce mă la farfeca Lasă că facem așa și facem un crafting table Că habar n cum uh, Cum îi zice crafting table și Hai să vedem dacă merge să le luăm gen uh, Așa albe cum sunt Ok ia bam 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 Și iar mă, așa Și ia să vedem Nu merge mă Nu merge să le luăm a, nu, uite, dacă le, dacă le luăm se, ne primim, Le primim verzi Dar ele, la natură, sunt Vă dacă le pun aici Bă, nu cred mă așa ceva Deci pot să le pun Ma, Nu, că asta trebuie să încerc Deci iau niște de astea Și mă duc într-un alt baiem Să văd dacă, dacă se spawnează altfel Bun, deci am ieșit de aici, de la zăpadă Și hai să vedem dacă le punem Ce culoare se fac Nu, mă, uite, dacă le punem aici se fac verzi Și dacă le punem Uh, aici lângă copacii noștri ar trebui să se facă albe, ceea ce e incredibil Uite va, uite să pun albe Bă deci e, e fenomen, deci ăsta chiar e cel mai tare mit pe care l-am găsit în viața mea pe bune vă zic, e, e, e super șmecher Bă poate n-ai da like mă, că mă supăr pe tine pă bune dacă nu dai like Și că dacă pui un TNT pe un slab Acesta nu va mai da atât de mult damage când va exploda Hai să vedem dacă funcționează Ok, deci cam așa a spart, a spart una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece blocuri a spart tnt cu slab, ok? Și hai să vedem acum un TNT normal, hai să punem un pic mai departe, să vedem câte blocuri sparge. Bă, cred că sparge mai multe, sincer. Da, clar, mult mai multe, deci mitul ăsta e adevărat. Dacă spaunezi un TNT pe un slab, acesta va, uh, va sparge mai puține blocuri în prejurul lui. Bă, și dacă să oprești din soarea frunzele astea să fac înapoi verzi deci, deci, nu mă așteptam să se întâmple asta Dați like pentru frunzele astea și abonați -o pentru că mi se pare super tare Uite, uite cum se duce, gata bă, s-a dus și ziua, s-a dus orinel acolo Dar noi avem un alt mit pe care trebuie să-l testăm Dăm un time set day, bam, și facem felul următor Ne trebuie un cake frumos și o vacă, mă. Deci dacă vaca ajunge să stea pe tort Aceasta se va învârti ca nebuna în, Într-un loc Pe tort ăsta aici Vaca urcă pe tort te rog Urcăte te pe tort hei! Stai mă că urcăm noi acum O urcăm noi acum pe vaca pe tort Hai mă urcă-te pe tort Gata Hop. Bă văd că nu se învârte mă. Deci în momentul ăsta ar fi trebuit să se învârtă vaca în continuu pe tort aici da, aparent mitul ăsta nu e adevărat și vaca nu se învârte pe tort. Ba, hai să mai încercăm cu o altă vacă, nu știu, poate... Sau poate trebuie să se urce ea singură pe tort. Bă, de asta dacă pun tortul și vaca direct pe tort... Nu, mă, nu se învârte, n-are nicio treabă, dar poate să coboare după el sau e frică? Bă, vaca se blochează dacă stă pe tort. A, ba, nu, mă. Nu mă, n-are nicio treabă, Uite, te pleacă după tort când și să, să pune înapoi pe el oricând Pentru că mitul ăsta nu este adevărat, bă, din păcate Era tare ca vaca să, să rămână pe tort, dar o să încercăm și pe Java Edition Ok, suntem pe Java Edition, avem aici tortul, punem o vacă și să vedem dacă se învârte pe tort Hai mă, urcați-vă pe tort, mă, urcă vacă pe tort Nu mă, nu se învârte Deci mitul ăsta e fals E fals pe bune Deci nu trebuie să se învârtă ca nebuna Așa să facă e, în continuu Să se învârtă, să se învârtă Asta a plecat, s-a plictis și a plecat după toar Deci mitul ăsta nu este adevărat Următorul mi spune că putem da semnal pentru redstone Cu niște blocuri Gen, dacă aruncăm aici foarte multe blocuri Am un inventar plin de blocuri Și dacă aruncăm foarte multe blocuri aici Noi vom putea da semnal la redstone Și hai să vedem, bă Deci eu în momentul ăsta o să arunc foarte multe blocuri aici Ok, le arunc pe toate, deci arunc absolut tot ce am în inventar Și să vedem dacă funcționează și dacă putem da semnal la ăsta Bun, văd că nu merge Hai să încercăm să diversificăm un pic Crafting table Uite, am, am, mai, am mai pus alte blocuri Vreau să pun mai multe blocuri din, din fiecare să vedem dacă merge Și le pun pe toate, mă, uite așa o să fac Gen, să, să fie diversificate blocurile de aici Bam Dar aparent nu, nu funcționează, nu, nu prea văd să meargă Uh, ce să ne mai punem, crafting table-uri, bun, aruncăm și niște crafting table-uri pe aici, da, cred că mitul ăsta e fals și mă chinui degeaba Nu știu cum ar putea itemele astea să dea, da, nu cred că, da, nu, nu, nu funcționează chestia asta Am aruncat deja 3 tipuri de iteme și nu s-a activat niciun fel de redstone, da, cred că e mai simplu să folosim o torță de redstone și să o punem acolo și gata, s-a activat tot restonul. ul Gen, cred că ar fi mult mai smart decât să ne aruncăm tot inventarul pe, pe un singur bloc pentru a activa tot restonul. Da, zic și așa, nu știu, o să-mi spuneți și voi părerea voastră Bă, de este poate trebuie să fie redstone și aici, mă Ia Uite că am pus redstone și, redstone și de desubt și nu, nu funcționează, mitul ăsta este fals Următorul mit spune că putem crea logo-ul din Minecraft pe un banner foarte ușor. Avem nevoie doar de acest lucru. Deci trebuie să scriem thing, t h i n g. Luăm banner pattern-ul ăsta de aici. Și ne mai trebuie un lum pe care îl putem crafta Evident, cred că ting ăsta poți să-l găsești și pe în joc, pe în curăbi sau chestii de genul Și uh, ne mai trebuie banner, normal, un banner Hai să-l luăm pe roșu, să fie, să fie exact la fel, cu culorile lui alb și roșu Și uh, white, da uh, dai, ca să fie bam, ca să fie, să fie bă, perfect, mă înțelegeți? Bam! Și punem aici bam 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 și uitați aici logo-ul Mojang, bă. Bă, la asta nu mă așteptam să să găsesc în Minecraft. Și uitați vă cum puteți face logo-ul Mojang exact așa. Cred că merge pe orice versiune de Minecraft, sincer, că practic asta e semnătura lui lor, lor și mi se pare super super tare. Și o să punem multe multe. Ok, nu mă așteptam să le pot pune uh, exact așa. Da, asta nu contează Contează doar că avem logo-ul Mojang exact aici uite, le-am pus frumos și când o să vină pirații O să vadă că aici e Minecraft adevărat, mă Și este logo-ul Mojang Și nu o să nu o să vină, O să le fie frică, asta e ideea Și că îți poți face o trambulină uriașă în Minecraft Din paturi, dacă așezi paturile exact în felul ăsta Hai să vedem Bun, deci trebuie să le așezăm uh, cap uh, la cap, cum ar veni Sau, cred că, sincer, nici nu prea are importanță Pleacă vacua de aici, că mă încurci, n-auzi Faza e că noi putem scăpa de, de culoarea asta de la pat foarte ușor dacă, dacă, vrem Și va trebui să facem exact așa ceva Bă, oare pot să fac așa și așa Mam. Și fiți atenți câtă trambulina am fac Și cu un debug stick Adică vă dați comanda asta Bun, și primiți un stick uh, 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 Ce? Ce, ce, stai, 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 că nu asta trebuia să se întâmple Nu asta, deci efectiv pot să Pot să sparg jumate de Nu cred așa ceva Așa ceva e imposibil în jocul ăsta Deci pot să sparg jumate de pat Bun, inițial trebuia să Să apăs, cred că am găsit un alt mit un, o altă nebunie Inițial eu trebuia să apăs click dreapta aici a, Și să, să se facă partea asta albă Să se facă la fel ca restul patului Adică alb Bă, de asta e dacă îl întorc suficient de mult nu, nu, o să meargă sau ceva Nu apare A, deci uite, asta face A, ok, chiar merge Deci Pot întoarce, părțile astea noi. Deci Minecraft ăsta e din ce în ce mai ciudat, credeți-mă. Deci uitați-vă cum... Am, gata, am, am, făcut tot asta o trambulină imensă. Și acum eu cu prietenii mei vacile, că prietenii mei sunt vacile, putem să aici pe trambulina asta fără nicio jenă. Dar uitați-vă la treaba asta. Pot să întorc patul ăsta cum vreau eu. Vedeți? Îl întorc așa. Îi sparg bucata asta. A, stai că l-am spart pe tot acum. De ce? Bă, mai devreme a mers, ați văzut și voi Deci, i-am întors partea Sparg partea asta și am o jumătate de pat aici Și O altă jumătate de pat în partea cealaltă Ok, o să încerc să fac din nou chestia asta Deci, întorc asta Sparg Nu, nu merge tot timpul uh, Deci, întorc sparg... Băi, nu vrea să meargă, mă, nu cred Deci, așa, întorc nu, nu, mai merge Sau trebuie să-l întorc invers, mă, așa Am două bucăți la fel de pat Mamă, frate nu, nu, mai funcționează, nu știu cum merge Deci nu știu cum merge treaba asta, dar Într-un moment sau altul am putut să fac rost de jumătate de pat Ceea ce mi se pare incredibil Așa că dați un like la acest clip să face 1000 de like-uri în 24 de ore Și cam astea au fost miturile de astăzi, vorba și Totuși vreau să mă încerc o dată chestia asta deci am întors patul dar nu merge, bă, nu merge, nu mai merge, nu știu cum am făcut atunci Așa Nu, nu, nu mai funcționează, chiar, efectiv, bă, dar stai, dacă, dacă sparg jumătate de pat, îmi dă numai jumătate de pat în inventar este așa, nu că vreau să, trebuie să mai meargă o dată să fac chestia asta Am întors patul, întors și pe ăsta, ca să fie tot întors pus, cu, cu sus în jos aici, bun, și eu o să încerc să Ok, nu-mi dă nici nicio bucată de pat, deci nu primesc nicio bucată de pat așa dar dacă întorc chiar așa nu, nu merge. Deci, practic am o jumătate de pat, oare pot să dorm în el, mă time set uh, night. Hai să vedem dacă putem dormi în el. Bun, în ăsta nu pot dormi, dar uite, în paturile astea pot dormi. Ok, dar să -a, a spart. Ok, dacă dorm în el, să sparge. Deci, eu practic acum nu dorm în niciun pat. Uite, mă pun în pat și practic nu mai am niciun pat sub mine, dar totuși reușesc să dorm în el, dar în asta nu putem dormi. Dar dacă punem altul aici, totul revine la normal și putem dormi. M-am și din somn, cam asta a fost episodul Barba Shiner. Uite aici răsăritul frumos, dacă n-ați fost la mare anul ăsta, suntem acum la mare și vedem răsăritul împreună. Hai că nu mai vedem dacă e. Până vedem noi răsăritul, nu uitați să dați un like, să faceți 1000 de like-uri prin 24 de ore și abonați-vă Barba Shiner, pentru că înseamnă foarte mult pentru mine. Și până data viitoare v-am pupat și v-am salutat pe toți și pașpa! Pa!